Sfântului Duh, amin. Împăratul Ceresc, Înviatorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le primești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întunecimea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sau Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, dacă cer nici Părinte, binecuvântează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său faci, ca să ai bine de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne ajută! Mă bucur că îl avem alături de noi pe Părintele Profesor Universitar Gheorghe Holbea la conferința, prima conferință din ciclul de conferințe susținute de către ASCOR în acest post mare, și ne bucurăm că tema aleasă este una foarte deosebită pentru ASCOR, deoarece este foarte legată de specificul asociației. Dacă până acum doar am spus, printre alte activități, că scopul ASCOR-ului este promovarea spiritualității creștin-ortodoxe și mai cu seamă Duhul Filocalic, redescoperit de Părintele Dumitru Stăniloae, acum avem din nou ocazia de a reafirma, alături de Părintele Holbea, acest Duh Filocalic, de care Părintele Holbea este foarte atașat, și ne bucurăm că de-a lungul anilor până acum am reușit să îl avem pe Părintele alături de noi la susținerea importanței itinerarului filocalic și al Părintelui Dumitru Stăniloae și mai cu seamă în opera lui Dostoevski. Foarte mult ne-a bucurat vestea, Părinte, când ați spus că aveți în pregătire un studiu legat de Dostoevski și de dimensiunea filocalică a operei lui, pentru că acest autor, iată, un mare universal al literaturii, a reușit nu doar să cucerească o cultură întreagă, ci a reușit să schimbe și vieți, în fondul sufletesc. Într-adevăr, abia așteptăm expunerea. Știm că Părintele Holbea are un renume printre studenții săi, mai ales printre studenții din anul întâi de la teologie, acela că ei primesc ca temă tocmai un referat legat de un fragment destul de important din opera lui Dostoevski, Legenda Marelui Inchizitor. Însă Duhul Filocalic, suntem siguri că este cuprins în vasta operă a scriitorului și așteptăm cu bucurie să ne descifrați toate tainele acestea. Doamne ajută! Am stat și m-am gândit mult cum aș putea să încep această poveste cu Dostoevski, a cărui operă am citit-o pe când eram elev. Eram elev la seminar și prima operă pe care am citit-o a fost Crimă și pedapsă, care m-a impresionat și după aceea, bineînțeles, cel mai mult frații Karamazov, pentru că aici, într-adevăr, întâlnim mai multe, să zicem așa, învățături filocalice în frații Karamazov. De asemenea, povestea începe în momentul în care, mergând pe la Părintele Dumitru Stăniloae în perioada studenției, asta se întâmpla prin anii 1985-1988, Părintele Stăniloae își manifesta regretul că, din păcate, noi nu avem un scriitor creștin ortodox de talia lui Fyodor Mihailovici Dostoevski. Deci Părintele a fost primul care m-a atras, deși citisem opera lui Dostoevski în cei 5 ani de seminar, totuși nu intuiam prea bine în ce constă această dimensiune filocalică a operei lui Dostoevski, dincolo de faptul că Zosima, într-adevăr, starețul, este un stareț, este chipul Gheronde al starețului, al părintelui duhovnicesc din filocalie, din răsăritul creștin. Dar după aceea am avut și o discuție, mi-amintesc, o seară culturală în cinstea lui Augustin Buzura, care a avut loc la Facultatea de Teologie din București. Și acolo am avut o discuție cu cineva care este un admirator al lui Dostoevski, dar și al lui Nietzsche în același timp.
Și spunându-i despre această dimensiune filocalică, mi-a zis să fiu serios. Este, Dostoievski poate fi psihologizat, adică analizat din perspectivă psihologică, din mai multe perspective, dar nu știu ce înseamnă această filocalie. Și am spus că îl invit odată la o lectură împreună a lui Dostoievski, tocmai pe această dimensiune filocalică a operii lui Dostoievski. De unde aș putea să încep? Mai întâi am să citesc dintr-o scrisoare datată 20 februarie 1854 a lui Dostoievski, care arată frământarea, căutarea cât avea în 54, avea cât, dacă e născut în 21, 1854, 33 de ani, da? La 33 de ani. Iată ce spune el și bineînțeles că era un citat foarte important pe care eu l-am reținut, dar nu știam în ce context a făcut această afirmație. Iată ce spune Dostoievski. Voi spune despre mine însumi că sunt un copil al veacului, un copil al necredinței și al îndoielii, până acum și chiar până la mormânt. Ce chinuri înspăimântătoare m-au costat și mă costă încă această sete de a crede, cu atât mai puternică în sufletul meu, cu cât există în mine argumente contrarii. Și totuși, Dumnezeu îmi trimite uneori momente când totul pentru mine e limpede și sfânt. În acele momente mi-am alcătuit un crez. Cred că nu există nimic mai frumos, mai profund, mai vrednic de iubit, mai plin de rațiune și mai desăvârșit decât Hristos. Și că nu doar nu există nimic, dar mă spun cu o iubire geloasă, nici nu poate exista nimic. Mai mult, și aici este citatul celebru pe care sunt convins că știți majoritatea dintre dumneavoastră, mai mult, dacă cineva mi-ar arăta că Hristos este în afara adevărului, aș prefera fără șovăire să mă rămân cu Hristos mai degrabă decât cu adevărul. Deci aceasta dintr-o scrisoare este ciclul corespondenței lui Dostoievski. El va reveni asupra, citatul este preluat și de părintele Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii, și anume, dacă cineva mi-ar demonstra pe patul de moarte că Hristos nu este adevărul, prefer să rămân cu Hristos decât cu acel adevăr. Deci iată că Dostoievski este cel care încearcă să răspundă la întrebările veacului și mai ales să răspundă la frământările sale personale. De ce? Pentru că, așa cum vedem, Dostoievski a crescut, din romanele sale vedem acest lucru, în atmosfera ortodoxiei, studiind profund Sfânta Scriptură și mai ales a studiat Sfânta Scriptură în perioada deportării în Siberia. Și aici grăuntele său duhovnicesc, atât cât era, sădit într-un trup plăpând, a crescut, a transformat trupul său bunlăbicios în purtătorul uneia dintre cele mai bogate tezaure ce a produs pământul rus sau chiar european. Și aici trebuie să o amintim pe mama sa pioasă, care i-a trezit tot fondul lui sufletesc cu care a venit în lumea aceasta. Închisoarea, și foarte important, există chiar un studiu pe această, Dostoievski și literatura de detenție. Deci închisoarea i-a alimentat și i-a desăvârșit acest arbust duhovnicesc, cum spunea cineva, iar societatea imorală din timpul său, cucerită de socialismul ateu și de indiferentism, l-au oțelit și mai mult în lupta împotriva tot ceea ce era incompatibil cu ființa sa sufletească, care simțea un fior mistic în fața lui Dumnezeu, către care magnetic era îndreptată spre slujire. Lumea din opera lui Dostoievski
a fost analizată din multe, multe perspective. La noi avem, Dumnezeu să-l odihnească, Ion Ianoși, a scris foarte mult despre Dostoevski, dar sunt și alți critici literari. Deci lumea este reflexul întregii lui stări sufletești. Sufletul său se prelungește, am putea spune, în sufletul eroilor săi. Ființa sa cunoaște întâlnirea cu Dumnezeu, dar și zbuciumul întâlnirii cu diavolul, cu cel rău. Cunoaște starea de rai, dar și infernul. Este stăpânită de cea mai strălucitoare lumină, dar este asaltată și de cea mai adâncă întunecime. Deci, și aici avem iarăși o afirmație foarte interesantă a lui Dostoevski, și anume, el spune, pe mine nu mă interesează principiile morale ale creștinismului. De principii morale n-am dus lipsă niciodată. Sunt sisteme filozofice, fiecare ideologie își creează la un moment dat un sistem de principii, așa zise, morale. Pe mine mă interesează, în primul rând, faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că a înviat. Acesta este, este ceea ce mă interesează cel mai mult. Apogeul creației sale artistice îl constituie fără îndoială romanul Frații Karamazov, care este ultimul roman, care, după expresia unui critic, spune, niciodată un scriitor n-a încercat cu mai multă amploare să simtă sensul vieții. Și vom reveni asupra acestui aspect. Însă, ce legătură are opera lui Dostoevski cu Filocalia? Are o mare legătură și pe noi, ca români, ne interesează în special acest lucru și am să explic și de ce. Deci, Feodor Mihailovici Dostoevski, născut după stilul nou, 11 noiembrie 1821, deci sunt 200 de ani de la nașterea sa, în februarie, pe 9 februarie, stil nou, s-au împlinit 140 de ani de la trecerea sa la Domnul. Deci, trebuie să spunem și argumentat că el, în romanele sale, ilustrează rolul pe care biserica l-a jucat în viața poporului rus. Și în mod deosebit impactul pe care Filocalia l-a avut în creațiile sale. Și dacă privim în ansamblu revirimentul isihast filocalic în spațiul creștin răsăritan, vom vedea că acest, să zicem așa, destin filocalic al operei lui Dostoevski este legat și de spațiul românesc. Și am să explic de ce. Mai întâi, dacă ar fi să începem o seară cu dimensiunea filocalică a operei lui Dostoevski, am putea să începem de la afirmația lui, dar cu aceea noi vom încheia această seară, și anume afirmația aceea, frumosul sau frumusețea va salva lumea. Deci, cultivarea frumosului este de fapt chemarea filocalică a Sfinților Părinți Neptici. Mai întâi cultivarea frumosului în Sinai, la Athos, și apoi prin Mănăstirea Neamț a ajuns la Optina. Se știe că în 1782 apărea la Veneția, prin eforturile Sfinților Cărturari Macare al Corintului, dar mai ales Nicodima Ghioritul, care nu-și dezvăluie numele în momentul publicării, un impozant volum în folio, o adevărată enciclopedie, conținând mai bine de 1200 de pagini, denumită sugestiv Filocalia Părinților Neptici sau Iubirea de frumos a părinților trezitori, care au trezvie, culeasă de la Sfinții și de Dumnezeu purtătorii noștri părinți, în care se învață cum, prin filozofia morală a lucrării practice și a contemplației,
mintea se curățește, se luminează și se desăvârșește. Îndreptată cu cea mai mare grijă, iar acum pentru prima dată tipărită pe cheltuiala preacinstitului și preaevlaviosului domn Ioan Mavrocordat, spre folosul obștesc al ortodoxilor. Așa cum reiese din prologul monumentalei colecții alcătuite de Sfântul Nicodim Aghioritul, care însă, spuneam, își păstrează anonimatul, Filocalia se vrea a fi o călăuză nerătăcită a contemplării, o școală tainică a rugăciunii minții și un instrument al îndumnezeirii omului, chemând tot poporul ortodox, monahi, dar și mireni, să se înfrunte din bogăția cuvintelor părinților duhovnicești. Cuprinzând textele a 32 de autori duhovnicești, întinse pe durata unui mileniu, de la Sfântul Antonie cel Mare, care trecu la Domnul în 356, până la Sfântul Simon al Tesalonicului, a trecut la Domnul 1429, Filocalia devine într-o epocă a enciclopedismului academic un program manifest de reașezare a culturii și a spiritualității europene în jurul căutării și a aprecierii frumosului. Traseul jalonat de două elemente esențiale: rugăciunea contemplativă și taina paternității duhovnicești, reflectat în viața și în îndrumările vestiților părinți duhovnicești, gherul sau stareți. În aceeași măsură, prin apelurile repetate în prologul Filocaliei, care amintesc de chemarea la împărtășania Sfântului Ioan Gură de Aur din noaptea pascală, atunci știți cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care se citește la sfârșitul utreniei din noaptea pascală, din rugăciunea, deci, rostită atunci când Sfântul Ioan Gură de Aur încheie spunând: unde ți este moarte, boldul? Unde ți este, iadule, biruința ta? Învia Hristos și moarte nu mai este. Sfântul Nicodim îi cheamă pe cititori să facă efort să depășească ignoranța și să descopere bogăția cunoașterii care rezidă în fiecare dintre ei, renunțând la iluziile păgubitoare plăzmuite prin greșita folosire a puterilor sufletești și deschizând inima și mintea pentru lucrarea de viață păcătoare a Duhului Sfânt. Menită pentru toată suflarea ortodoxă, însă gândită să vină în ajutorul imediat al vieții religioase din Grecia, sfârșitul de secolul al XVIII-lea, polarizată între adepții tradiției ortodoxe, știți că atunci era societatea greacă, era scindată mai întâi între tradiționaliști și cei care erau adepții ideilor iluministe europene, deci partizanii influențelor spirituale și ideologice occidentale, Filocalia va rodi în sens hotărător în Rusia secolul al XIX-lea și, bineînțeles, și în țările române, prin strădania unei figuri emblematice a renașterii duhovnicești isihaste, anume Paisie Velicicovski, 1722-1794, ucrainean de origine, aflat pentru mulți ani în căutarea unui părinte duhovnicesc în Muntele Athos, 1746, va aduna în jurul lui ucenici mai întâi, apoi în Moldova, 1763, la mănăstirea Dragomirna, Secu și Neamț, așezând viața monahală în jurul studiului Sfintei Scripturi, convins fiindcă discernământul și smerenia constituie temelia pe care se poate clădi un umanism autentic. Acum, trebuie să fac o paranteză aici. De ce? Pentru că noi l-am găzduit nu numai pe Paisie Velicicovski, dar și pe părintele său duhovnicesc, și anume este vorba de, cine credeți? Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului. Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, care a plecat din Rusia lui Petru cel Mare, pentru că era o prigoană împotriva creștinilor. Mă rog, Petru cel Mare a venit cu ideile occidentale, știți foarte bine, a desfințat într-un fel instituția patriarhatului, el s-a așezat în fruntea bisericii, culmea că instituția patriarhatului a fost reașezată abia după Revoluția, în timpul Revoluției Bolșevice. Atunci pe bolșevici nu i-a mai interesat cine este patriarh. Dar starețul Vasile de la Poiana Mărului a găsit în țările române
a găsit această atmosferă duhovnicească și în același timp spațiu de retrage și liniște. El a stat, unii spun că ar fi stat la mănăstirea Dălhăuți 20 de ani, nu știu dacă este exact, dar după aceea a mers la Poiana Mărului și a devenit un îndrumător duhovnicesc al zonei respective. Însă ceea ce l-a atras foarte mult pe Paisie, Paisie a venit și el. A venit și s-au întâlnit la schitul Trăisteni, pentru că după aceea, pentru că Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, cum îi zicem noi, a vrut să-l hirotonească, atunci a plecat la schitul Cârnu și în sfârșit a plecat în Sfântul Munte Atos. În 1750, Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, mergând în Sfântul Munte Atos, îl va călugări pe Paisie Belicicovski. Deci, atât că are legătură această preocupare pentru rugăciune și vreau să vă spun că Sfântul Vasile de la Poiana Mărului este cel care, potrivit, respectând, de fapt, tradiția Sfântului Grigorie Palama, și anume că rugăciunea lui Iisus, rugăciunea inimii, poate fi rostită și de mireni, adică toți cei botezați pot să rostească rugăciunea inimii, rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea minții coborâtă în inimă, și că acesta nu este doar apanajul unor elite duhovnicești care s-au retras în pustie, ci fiecare creștin poate să rostească această rugăciune. Mai mult decât atât, știți ce mi se pare deosebit? Este faptul că Sfântul Vasile de la Poiana Mărului spune că această rugăciune care ține de trezvia permanentă, această rugăciune este, de fapt, nu este o metodă între alte metode, ci este la temelia vieții duhovnicești. El spune, da, este bine să mergi la biserică, la slujbe, fără îndoială, dar cel care nu are această așezare a sa în sine, prin rugăciunea trezviei, care este rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, sau miluiește-mă, cum era în expresia Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, acela nu a pus început vieții duhovnicești. Și foarte interesant este că această metoda a fost apoi răspândită și de Sfântul Cuvios Paisie Belicicovski, care după ce a viețuit în Sfântul Munte Atos, așa cum spuneam, a venit în Moldova. Și ceea ce este foarte interesant, de ce credeți că a tradus Filocalia? Spun cei care au analizat această perioadă că, negăsind îndrumători duhovnicești experimentați, care să-l conducă pe drumul vieții lăuntrice, Paisie a început să caute și să traducă manuscrise grecești patristice, gândindu-se că în lipsa unui părinte duhovnicesc, sau ca în lipsa unui părinte duhovnicesc, să aibă drept povățuitor pe Dumnezeu și învățăturile Sfinților Părinți. Deci, realizează Sfântul Paisie Belicicovski o adevărată școală duhovnicească și de traducere a Sfinților Părinți, și când află de editarea Filocaliei grecești de către Mitropolitul Macarie al Corintului și tânărul monah pe atunci, Sfântul Nicodim Aghioritul, cere un exemplar al acesteia. Având deja un mare număr de texte patristice traduse în slavonă și în română, și la insistențele unor mitropoliți din Rusia, starețul de la Neamț acceptă publicarea traducerii în slavona bisericească a Filocaliei, care va vedea lumina tiparului în 1793 la Moscova, sub numele de Dobrotolubie. Volumul reunea în 1187 de pagini textele a 24 din cei 32 de autori ai Filocaliei grecești, fiind reeditată de mai multe ori în slavona bisericească și începând cu 1877 în limba rusă. Deci prima traducere este în slavona bisericească. Deci Dobrotolubia aceasta paisiană va produce o adevărată renaștere a vieții și filozofiei religioase rusești în secolul al XIX-lea,
curent care va marca și viața și activitatea literară a lui Dostoievski. Mănăstirea Optina, între moștenirea starețului Paisie și figura starețului Zosima. După mutarea la cele veșnice a starețului Paisie, a Sfântului Paisie, monahii de origine slabă din mănăstirea Neamțu au început să părăsească la anumite intervale vatra acestea. Odată cu abrogarea măsurilor antireligioase impuse de împărăteasa Ecaterina a II-a, aceștia au revenit în patria lor, aducând cu ei moștenirea starețului Paisie și producând, prin intermediul dobrotoliubiei și a tradiției duhovnicești a părinților, o adevărată renaștere spirituală, filozofică și literară, care va da oameni de tare lui Kireievski, Leontiev, Soloviov, Dostoievski, precum și alții. Așa vor lua naștere sau vor fi reactivate faimoasele sihăstrii pe tot cuprinsul Rusiei, una dintre acestea fiind Optina Puznic, care de fapt stă și la, să zicem așa, temelia creionării acestui chip de duhovnic care este starețul Zosima din frații Karamazov. Așadar, mănăstirea Optina devine în scurt timp un nou centru paisian, ritmat de practica rugăciunii inimii, de predarea totală a ucenicului în mâinile părintelui duhovnicesc. Optina va deveni, am spune noi, atelierul și scena pe care se va desfășura acțiunea romanului frații Karamazov, sau Karamazov. Chiar în debutul romanului, dorind să-și familiarizeze auditorul cu istoria apariției vetrelor sihăstrești și a bătrânilor egumeni, experimentați duhovnicește pe teritoriul Rusiei, Dostoievski menționează personalitatea providențială și înnoitoare a starețului Paisie. Eu stau și mă gândesc că acel scriitor cu care eu m-am contrazis, mă rog, am mers la o agapă după seara aceea, dânsul este și academician, și i-am zis, domnul, așa, spre rușinea mea, să știți că n-am citit niciun roman de-al dumneavoastră. Și zice, părinte, e și greu să mă citiți pe mine, nu știu dacă m-ați înțelege. Eu mă revendic de la Dostoievski și de la Nietzsche. Oh, literatura abisală, zice. Păi zice, dacă sunteți și cu Dostoievski, înseamnă că avem puncte comune. Și atunci, mă rog, i-am spus, dumneavoastră ați sesizat dimensiunea filocalică a operei lui Dostoievski? Părinte, voi ortodoxi? Dânsul este, mă rog, altă confesiune, de fapt o confesiune vecină cu noi, confesiunea greco-catolică, așa? Prostii, părinte, voi ortodoxi umblați cu... Și am zis ceea ce mărturiseam la început, domnul, așa, academician. Haideți să stăm cu textele în față și să vedem. Și iată, de la început, Dostoievski menționează aceste vetre sihăstrești și bătrâni egumeni experimentați duhovnicește de pe teritoriu. Ia uitați, citesc din romanul Frații Karamazov. Se afirmă că stăreția a existat și în Rusia din vremuri străvechi, însă în urma tot felul de nenorociri care au lovit Rusia, hoardele tătare, răscoale, întreruperea relațiilor existente cu Orientul după cucerirea Constantinopolului. Acest statut a fost dat uitării și schimnicii de la noi au dispărut. Această noțiune a recăpătat sens începând de la sfârșitul secolului trecut, datorită una dintre marii asceți, astfel e numit el, Paisie Velicikovski. Da, deci îl menționează în romanul Frații Karamazov și a discipulilor săi. Însă și până acum, chiar și după 100 și ceva de ani, schimnicia există în foarte puține mănăstiri și a fost supusă uneori, putem spune, prigonirii, ca fiind o inovație nemai auzită în Rusia. Mai ales stăreția a înflorit la noi în Rusia într-unul din cunoscutele pustiuri Optina din Kozelsk. Deci vorbim despre această rugăciune a inimii, dar foarte interesant, știți ce mi se pare, că tot v-am amintit de Sfântul Cuvios de
Vasile de la Poiana Mărului. Și la noi, în monahismul din perioada, deci asta se întâmpla sfârșitul secolului al XVII-lea și secolul al XVIII-lea, erau foarte mulți monahi care, și chiar Sfântul Vasile de la Poiana Mărul a fost dus de asta, a fost chemat și de domnitor, de Ioan Mavrocordat. Și spunea, domn, ce cu rugăciunea asta? Rugăciunea asta nu are, e o erezie. Erau unii monahi de talia lui Ferapont din frații Karamazov, așa, care spuneau, da, rugăciunile tatăl nostru, așa, avem rânduiala slujbelor noastre. Și Sfântul Vasilie a demonstrat că această rugăciune, rugăciunea lui Iisus, rugăciunea inimii, a cărei putere stă nu în tehnică, în tehnica psihosomatică, ci stă în invocarea numelui lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se bucură de prezența Sfintei Treimi, că întreaga Sfântă Treime, și bineînțeles aducând argumente din Vechiul Testament, dar mai ales din Noul Testament, cum ar fi vameșul care se ruga, Dumnezeule milostiv, fii mie păcătosul, sau Iisuse Fiul lui David, orbu, miluiește-mă. Deci avem temeiuri, dar mai mult decât atât, se arată foarte clar că această rugăciune sintetizează întreaga învățătură de credință a Bisericii. Și lucrul acesta este susținut nu numai de Sfântul Grigore Palama în secolul al XIV-lea, dar și de părinții de mai înainte, chiar din perioada veacului de aur cu Sfântul Vasile cel Mare sau Sfântul Grigorie Teologul. Deci exista această rezistență și Paisie Velicicovski va descoperi, va traduce în limba slavonă Sulul, o carte, Sviștoc se numește, în limba slavonă, care despre ce vorbește, credeți? Despre Maica Domnului Isihasta. Lucrul acesta era total necunoscut călugărilor. Despre Maica Domnului Isihasta, și am stat și m-am întrebat, domnule, chiar mă întrebam înainte, de unde părintele Daniel Sandu Tudor a preluat această teologie a Sfântului Grigore Palama despre Maica Domnului Isihasta, despre care Sfântul Grigore Palama este cea care, la vârsta de 3 ani, fiind adusă la templu, și mai ales intrând în Sfânta Sfintelor și rugându-se, a coborât în sinea ei, spune, a coborât în sinea ei și acolo în sinea ei a descoperit dorul nesfârșit al firii omenești după unirea cu firea dumnezeiască. Și ea a devenit vasul ales și atunci, spune Sfântul Grigorie, ea s-a bucurat de această vedere a luminii dumnezeiești necreate, lumina dumnezeiască necreată pe care a văzut-o Adam în Rai, și pe care Daniel Sandu Tudor în imnul la catedra rugul a prins, o numește lumina raică, Adam în Rai înainte de căderea în păcat, pe care a văzut-o Avraam când a fost chemat de Dumnezeu, pe care a văzut-o Moise pe muntele Sinai, pe care a văzut-o Ilie în adiere de vânt ușoară, și apoi pe care o vor vedea ucenicii la schimbarea la față pe muntele Taborului. Deci iată cât de importantă este această așezare a teologiei Sfântului, reașezarea teologiei Sfântului Grigore Palama și mai ales această actualizare a teologiei sihaste, de la părinții veacului de aur până la Grigorie Sinaitul sau Sfântul Grigore Palama. Deci atât că avem în... și aici mi-aș mai permite un lucru. Vedeți, în spiritualitatea filocalică, în spiritualitatea ortodoxă, este foarte importantă, este foarte important chipul Părintelui Duhovnicesc. De ce? Pentru că există în spiritualitatea răsăritană această naștere din nou prin Părintele tău Duhovnicesc. Și aici Dostoievski aduce în discuție fenomenul stărețismului, prezentat ca o instituție milenară în întregul Orient creștin, îndeosebi la muntele Sinai și pe Sfântul Munte Athos. Și iată ce spune despre acest fenomen al stărețismului. Deci citez iar din frații Karamazov. Deci ce înseamnă stareț? Stareț este acela care ia sufletul și voința dumneavoastră,
în propriul său suflet și în voința lui. Cine își alege un stareț, renunță la propria voință și îi se încredințează acestea într-o supunere totală. Cel care se hărăzește acestui mod de a trăi, acestei teribile școli a vieții, ia hotărârea de bunăvoie, sperând ca după o ispită de lungă durată să se biruiască pe sine, să pună stăpânire pe sine până într-atât, ca să poată în sfârșit să ajungă printr-o asceză ce se întinde pe parcursul întregii vieți, la o libertate absolută, adică să fie liber de sine însuși, să evite soarta acelora care, cu toate că și-au trăit toată viața, nu s-au mai regăsit pe ei înșiși, nu s-au mai regăsit pe sine. Încheie citatul din Frații Karamazov. Cum anume intră Fyodor Mihailovici Dostoevski în atmosfera mănăstirii Optina și în preajma egumenului ei Ambrozie, în două scrisori din anul 1878 adresate soției sale, Ana Grigorievna, el a fost, s-a recăsătorit, Ana a fost secretară și, dar a fost așa o dragoste și o videlitate extraordinară, deci ultima lui soție, Dostoevski menționează pelerinajul pe care l-a făcut în luna iunie acelui an la mănăstirea Optina, împreună cu filozoful, teologul și poetul Vladimir Soloviov, care era mai tânăr, fără să spună mai multe despre ce anume au făcut în decursul zilelor petrecute aici. Pelerinajul acesta la Optina a survenit la puțin timp după moartea fiului său, Aleoșa. Chiar mă gândeam dacă nu cumva alegerea personajului acela serafic din Frații Karamazov nu este în memoria fiului său. Și coincide cu prima etapă a scrierii romanului Frații Karamazov, putând fi interpretat atât ca o excursie de documentare, dar mai ales un moment de mângâiere pentru pierderea copilului. Un lucru însă este cert. Mediul mănăstiresc i-a furnizat un imens material referitor la viața duhovnicească monahală pe care o va descrie în romanul Frații Karamazov. Dostoevski, fiind profund impresionat de starețul Ambrozie, în care mulți critici văd alături de Sfântul Tihon din Zadonsk, modelul părintului Zosima, conform spuselor soției sale, pe durata acelui pelerinaj, Dostoevski a reușit să vorbească în două rânduri cu starețul Ambrozie, primind de la acesta cuvinte de îmbărbătare pentru a trece peste tragedia morții copilului său. Acest pelerinaj la Optina va definitiva persoana părintelui Zosima, care mai mult decât a fi un personaj construit după Sfântul Tihon din Zadonsk sau starețul Ambrozie, reprezintă dramatizarea întregii renașteri filocalice produse de ucenicii Sfântului Paisie Velicicovski. În chipul starețului Zosima, Dostoevski evidențiază importanța rugăciunii contemplative, a dragostei și a vieții lăuntrice, elemente distinctive ale revirimentului isihast din secolul al XVIII-lea și regăsite de scriitorul rus nu doar în scrierile Sfântului Isaac Sirul, menționate în Frații Karamazov și care au influențat în mod cer gândirea lui Dostoevski, ci și în sfinții și călugării îmbunătățiți care au viețuit în Rusia. Sfântul Nil Sorski, Sfântul Serghie de Radonej, Sfântul Tihon din Zadon sau starețul Ambrozie de la Optina. Deci, vedem aici că de unde i-am relatat atunci, mi-amintesc în acel discurs, pentru că reținusem, de ce Sfântul Isaac Sirul. În Frații Karamazov este amintită vizita pe care Ivan Karamazov, care este raționalistul, este modernistul prin excelență, este tipul modernismului al logicii moderne, al rațiunii, dar care nu crede în Dumnezeu, i-a făcut-o lui Smerdeakov. Smerdeakov fiind fiul nelegitim al lui, au fost frații care nu au fost patru, de fapt. Unul, Dimitri Karamazov, cu prima soție a lui Fyodor Karamazov, după aceea încă doi, deci Ivan și Aleoșa și Smerdeakov, care, mă rog, s-a născut din siduirea
mama sa era handicapată, deci vă dați seama, Fyodor Karamazov era într-un fel împielițarea, am putea spune, a tuturor patimilor omenești. Și s-a născut Smerdiakov, care avea și el un handicap, dar la un moment dat are loc un dialog, foarte interesant de altfel dialogul, și relatat în Frații Karamazov. De ce? Pentru că, se știe, Smerdiakov a fost influențat în uciderea tatălui său tocmai de Ivan Karamazov. Deci autorul moral al crimei este Ivan Karamazov. Dar ce se întâmplă? La un moment dat, în disputa lor, în această vizită, Smerdiakov îi spune, de fapt, tu l-ai omorât. Și cum? Ivan are o tresărire. Cum eu l-am omorât? Nu tu i-ai zdrobit capul? Și ai zdrobit capul ca să iei banii? Și nu, zice, banii nu. Banii, uite, ți-i aduc. Îi avea ascuns nu știu unde, îi aduce într-o pânză, în ceva, și îi pune pe masă. În acel moment, intră în camera aceea, intră slujnica. Și ei, neavând cu ce să acopere banii, pentru că nu trebuia să fie văzut de slujnică, spune așa, luă de pe masă cartea cea groasă pe care o văzuse Ivan când intrase și o puse peste bani. Ivan Fyodorovici observă fără să vrea titlul cărții. Și acestea erau cuvintele Sfântului Părinte Isaac Sirul, Isaac Sirianul. Deci este un amănunt pe care Dostoevski îl aduce la lumină și care arată, pentru că multe dintre sfaturile pe care starețul Zosima le adresează credincioșilor care veneau la el, sunt de fapt din Sfântul Isaac Sirul. Așadar, indiferent de epocă, vedem că Dostoevski este cel care arată foarte clar soluția pentru veacul acela despre care el însuși mărturisește, cum v-am citat la început. Un veac ateu, un veac așa, în care colcăiau ideile socialiste, un veac al necredinței, totuși Dostoevski, iată că dă această soluție, este soluția filocalică. Și aici părintele Gheorghe Florovski, despre care sunt sigur că ați auzit, un mare teolog rus din diaspora, sesizează accentul filocalic al operei lui Dostoevski și rezumă. Prin puterea viziunii sale artistice, Dostoevski a descoperit și a înțeles acest curent serafic în pietatea rusească și l-a continuat în chip profetic. Despre modul în care scriitorul rus a introdus elemente ale spiritualității filocalice în opera sa, zugrăvind profetic războiul duhovnicesc în care fiecare om devine protagonist în lupta cu patimile despre care vorbesc autorii filocalici, el anunță chiar și are un studiu tocmai despre această dimensiune filocalică în opera lui Dostoevski. În ceea ce privește chipul starețului Zosima, este, avem în Frații Karamazov. În Frații Karamazov, din care eu vă spun sincer, am copiat, îmi pare rău că n-am mai găsit caietul să vi-l arăt. Când eram la seminar, aproape un caiet era numai din Frații Karamazov, din Dostoevski. Ce descoperă Dostoevski prin Frații Karamazov? Descoperă cultura Duhului Sfânt, împărtășită prin Sfinții Părinți ai Bisericii, ai căror urmași sunt stareți, adică părinții duhovnicești, iconizați, așa cum spuneam, în starețul Zosima. Opera se naște și crește, deci, în această atmosferă duhovnicească a mișcării filocalice. Ce înseamnă, de fapt, gheronda? Ce înseamnă starețul? Părintele Zosima este cel care, în mijlocul unei lumi desfigurate de păcat și pline de durere, afirmă că viața este o bucurie și că lumea este un rai. Și unul ateu ce spune? Hai, da, cum să fie? O asemenea stare duhovnicească se întemeiază pe iubire, prin care omul poate pătrunde în esența lucrurilor, în care mintea noastră nu poate să pătrundă.
Deci mintea noastră nu poate să pătrundă. Omul poate pătrunde doar cu mintea coborâtă în inimă, care este esența rugăciunii isihaste. Smerenia plină de dragoste este cea care cheamă puterea Harului Dumnezeesc. Pentru creștinismul răsăritean, întreaga făptură este ceva curat și vrednic de a fi iubit, așa cum a ieșit din mâna lui Dumnezeu. Omul este cel care pângărește făptura. Viețuitoarele celelalte sunt mult mai curate decât noi. Iubindu-le pe ele, iubim iarăși neprihana acestei creaturi, așa cum a ieșit din mâinile lui Dumnezeu. Ne sfătuiește starețul Zosima, deci în Frații Karamazov. Iubiți în special pe copii, recomandă mai departe Zosima, pentru că ei sunt nevinovați. Ochii lor sunt ca seninul cerului și întreaga lor făptură ne-l sugerează pe Mântuitorul, către care aspiră adâncul nostru sufletesc de oameni căzuți. Întâlnirea cu Hristos se menține prin rugăciune și prin iubire smerită. Și starețul Zosima spune că suntem plante ale căror semințe Dumnezeu le-a luat din altă lume și le-a sădit aici, în grădina aceasta a Lui, în care suntem noi și trăim. Când inima omului rupe contactul cu cealaltă lume din care noi venim, apar toate anomaliile, inclusiv durerea și moartea. Dar când prin practicarea virtuților se deschid ochii noștri lăuntrici, atunci toate se fac clare. Toate capătă un sens, toate capătă o frumusețe. Acum fac o paranteză aici, apropo de faptul că suntem plante ale căror semințe Dumnezeu le-a luat din altă lume. Am mărturisit această experiență pe care am avut-o. Învățătoarea aceasta a părinților, că doar voi nu știți că nu sunteți din această lume. Am fost acasă undeva la mine în Vrancea, într-o comună spre Mărăși, Soveja, partea aceea, Câmpuri, Soveja, și o zonă minunată, cu păduri, foarte frumoasă, raiul pe pământ, așa cum ne place să credem fiecare dintre noi, ținutul natal. Și am avut această revelație, apropo că suntem din altă lume, pentru că am intrat în curtea casei părintești, casa pustie, părinții au trecut la Domnul de mult, apoi vis-a-vis de casă este biserica și cimitirul, mormântul părinților mei, am mers, am făcut o slujbă, dar am avut această revelație și am zis: Doamne, parcă a fost un vis. Unde e copilăria mea? Copilăria mea parcă a fost un vis. Și părinții mei și satul care s-a pustit deja, pentru că majoritatea tinerilor sunt plecați în afară. Și atunci am avut această revelație: da, Doamne, cine rămâne în lumea aceasta? Cine a rămas în lumea aceasta? Nimeni. Și noi ne hrănim cu această iluzie că am putea să ne înveșnicim în viața aceasta și în lumea aceasta. Deci iată că aceasta este o învățătură filocalică și starețul Zosima arată că există o lume a lui Dumnezeu, o lume a frumosului și a binelui, pe care reușim să o întrezărim pe pământ, și există și o lume a păcatului, care este opera diavolului în colaborare cu voința cea rea a omului. Pe această din urmă, lume nu acceptă Ivan Karamazov. El spune că nu acceptă lumea lui Dumnezeu, deși crede în Dumnezeu, spune el. Așadar, conchide Ivan, eu îl accept pe Dumnezeu. Și nu îl accept doar printr-o simplă bucurie, ci mai mult accept și înțelepciunea lui și scopul lui, care ne sunt cu totul necunoscute. Cred într-o ordine în sensul vieții, cred într-o veșnică armonie în care se zice că ne vom contopi cu toții și totuși închipuiește-ți că, la urma urmelor, eu nu accept această lume a lui Dumnezeu. Cu toate că îmi dau seama de existența ei, eu totuși nu o admit nici de cum. Am încheiat citatul din Ivan Karamazov. Deci care era problema lui Ivan Karamazov? Era problema celui care vede această lume și îl vede pe Dumnezeu prin această lentilă a ochilor satanici.
a ochilor satanici. De ce? Pentru că foarte mulți dintre noi putem spune, Doamne, nu vezi că lumea asta e atât de strâmbă? Așa spune și Ivan Karamazov. Nu are nimic de a face cu lumea, nu vezi cât de strâmbă este lumea asta? Nu vezi că ăștia demonizați, ăștia joacă pe grumajii acestei lumi și își bat joc de ea și așa mai departe. Lucru care reiese din legenda Marelui Inchizitor, că tot s-a amintit la început preferința mea pentru legenda Marelui Inchizitor. Și atunci spune, Doamne, da, o fi Dumnezeu, dar n-are treabă cu lumea asta. Aici, diavolul joacă tontoroiul. Starețul Zosima însă îi arată scăparea din această perspectivă prin iubire. Spune așa, iubiți toată zidirea lui Dumnezeu, atât în întregul ei, cât și în fiecare firicel de nisip. Iubiți orice frunzuliță, orice rază dumnezeiască, iubiți animalele, iubiți plantele, iubiți orice lucru. De vei iubi orice lucru, vei pricepe și taina dumnezeiască ce se află în lucruri. Și mai departe, deci noi mergem acum pe filonul filocalic al discursului, al învățăturilor starețului Zosima. El ne povățuiește, dragostea trebuie să știm cum să o dobândim, căci ea cu anevoie se câștigă. Se cumpără cu preț scump, cu o muncă îndelungată și după o lungă durată de practică zilnică. Pentru că nu trebuie să iubim numai pentru o clipă întâmplătoare, ci pentru totdeauna. Căci așa întâmplător oricine poate iubi, chiar și un răufăcător. Și, bineînțeles, Ivan Karamazov, în dialogul său cu fratele său Aleoșa, care era ucenicul părintelui Zosima, pune această problemă și anume, domnule, da, o fi Dumnezeu, dar și dă acel exemplu cu acel copil, ofițerii ruși la bătrânețe se rătrăgeau la domeniul lor, așa, aveau câteva sate pe care le supuneau, într-un fel erau un fel de iobagi, așa să zicem, satele din prejur și când organizau vânători, atunci îi chemau pe toți mujicii ca să participe la vânătoare. Și la un asemenea eveniment, la un moment dat s-a întâmplat că unul dintre copiii mujicilor, un copil, a aruncat cu o piatră și a lovit unul dintre ogarii stăpânului. Ogarul a început să șchioapete și atunci stăpânul foarte, cinic, crud, așa, i-a spus copilului, hai, fugi! Și a zmuțat câine pe el și câine au sfâșiat copilul. Și Ivan Karamazov pune această întrebare legitimă, unde era Dumnezeul tău când câine acestui netrebnic, nemernic, îl sfâșiau pe acel copil? Și atunci întrebarea se extinde la nivelul întregii planete. De ce? Pentru că vedem că cei care suferă cel mai mult sunt nevinovați. Sunt copiii, sunt bătrânii, sunt cei neputincioși, de care profită cei care se cred puternici zilei. Și întrebarea lui nu pare legitimă. De ce suferă nevinovați? Deci lucrul acesta nu-l poate înțelege Ivan Karamazov, lucrul acesta nu-l pot înțelege ideologii de orice fel ar fi, pornind de la ideologiile moderniste. Deci este oare Dumnezeu vinovat pentru suferința care există în lume? Gura acelui necredincios se grăbește să răspundă că da, neștiind că hulește prin răspunsul lui împotriva celui care este iubire. Părintele Zosima a simțit iubirea nemărginită a lui Dumnezeu și a trăit în inima lui durerea că oamenii nu-l acceptă pe Dumnezeu pentru că, spun ei, Dumnezeu este nedrept. Nu știu dacă ați auzit și dumneavoastră aceste expresii, Dumnezeu este nedrept. Și aici oamenii uită că Dumnezeu a făcut rai pe pământ. Iar noi, prin ascultarea de diavol, am deschis o portiță de intrare păcatului și prin păcat durerilor de tot felul și, până la urmă, i-am deschis ușa morții. Deci, prin neascultare, așa cum ne învață starețul Zosima în duh filocalic, am prefăcut lumea lui Dumnezeu într-o lume a celui rău. Și a căzut odată cu noi tot ceea ce Dumnezeu zidise pentru noi. Am adus stricăciunea, durerea, suferința,
nu numai în trupurile noastre, ci în întreaga natură văzută. E vina lui Dumnezeu că toată făptura suspină? Nu. Ci e vina omului care s-a făcut împreună lucrător cu diavolul, aducând în lumea lui Dumnezeu doi străini, suferința și moartea. Așa cum, și aici îl citesc pe starețul Zosima, așa cum copilașii suspină și mor din cauza bolilor moștenite de la părinți, fără să fie vinovați, fără să fie mușcat din măr, cum se exprimă Ivan, tot astfel, toată flora și fauna, toată firea, toate viețuitoarele de pe pământ suferă și mor din cauza păcatului săvârșit în rai, care a pătruns ca o travă de șarpe în toate compartimentele vieții. Dacă Adam nu ar fi păcătuit în rai, și adaugă, și să fim foarte atenți aici, pentru că nu putem arunca vina doar pe protopărinți, și dacă eu nu aș continua să păcătuiesc pe pământ, suferința și moartea, răutatea și ura, foamea și boala, nu ar exista nici printre oameni, nici printre păsărele. Am încheiat citatul din cuvântarea starețului Zosima. Deci, suferința nu este din vina lui Dumnezeu, ci este urmarea tragică și dureroasă a păcatului. Dar Dumnezeu poate face ca și suferința să fie întoarsă spre binele nostru atunci când îi dăm un sens. De pe dealurile bucuriilor, în văile necazurilor, așa decurge viața omului duhovnicesc. Și așa a decurs și viața lui Dostoevski și la fel și-a închipuit și viața eroilor săi. Ne spune Părintele Paulin Leca, Frumosul Divin în opera lui Dostoevski, este o lucrare pe care o recomand. Părintele Zosima este întruchiparea sfințeniei, adevărului vieții creștine care are drept virtuți. Libertatea, bucuria, iubirea, simplitatea, discreția, smerenia, toate acestea sunt opuse virtuților, așa zisul virtuții între ghilimele, Sfântului de paradă, ascetului fals care este Ferapont. Și aici mi-amintesc, apropo de Nicolae Steinhardt, în lucrarea sa, pe lângă citatul acela de care v-am amintit din Jurnalul Fericirii, în Dăruind vei dobândi, are o referire la starețul Zosima. Spune așa: Zosima este contrarul tuturor habodniciilor, îngustimilor și neroziilor. La el ar trebui să gândească tot aceia care confundă viața duhovnicească cu uscăciunea și monahismul cu acrala și murdăria. Zosima este o creație literară, dar cât de viu a fost genialul creștin care i-a închipuit, după un model real, pare se, dăruindu-ne cu neprecupețită mărinimie spre întărirea noastră sufletească și spre ferirea de fățăriile pasămite foarte cuvioase ale unui Ferapont. De la Ferapont și Tartiuf este, sau nu, deal de Ferapont și Tartiuf este plin tot pământul, iar Zosima este dintre cei vai puținii aleși. Deci, iată că starețul Zosima este icoana duhovnicului, este icoana Gherondei din Filocalie, din Pateric. Și Paul Evdokimov, vorbind despre Sfântul Tihon din Zadon, spune că Dostoevski îl înfățișează pe acesta sub trăsăturile starețului Zosima și al episcopului Tihon din Demonii, ca un răspuns dat nihilismului rus. Acestui nihilism îi se opune Părintele Zosima, predicând cu fapta și cu cuvântul adevărul, care nu este un concept. Și aici este, de fapt, concepția profundă a lui Dostoevski și este însuși Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În opera lui Dostoevski, Mântuitorul Hristos este înconjurat întotdeauna de cerșetori, infirmi și de cei mici ai acestei lumi. De altfel, literatura rusă este întotdeauna întoarsă către cei care suferă. Ea îl urmează pe Hristos, care compătimea, vindeca și mângâia. El nu este niciodată judecător și pentru aceasta orice judecată omenească trebuie să urmeze dragostei lui Hristos, să caute pravda, adevărul, cuvânt intraductibil în care dreptatea se împlinește în milă. La starețul Zosima, așa cum îl descrie Dostoevski, vin ca la Hristos toți nefericiți, toți nenorociții acestei lumi. Și așa cum se întâmplă de obicei, femeile sunt în număr mai mare. Vin de la sute de verste depărtare pentru a-L implora pe omul lui Dumnezeu să facă rugăciune pentru ele. În fața chirii acestui bătrân minunat cu râuri de lacrimi, aceste suflete amărâte sunt cele pe care Hristos le fericește.
făgăduindu-le mângâiere în împărăția cerurilor. Starețul suferă împreună cu ei și încearcă pe cât este cu putință să le aline durerea. Unei mame al cărui copilaș murise îi spune cuvinte pline de mângâiere și face rugăciune pentru ea către milostivul Dumnezeu. Mai există însă o suferință pe care iarăși Dostoievski o aduce în discuție, și anume, mai mare decât suferința pământească, este suferința celor din iad. A celor ce de bună voie au ales să se despartă de Dumnezeu, izvorul vieții. Pentru om, chinurile iadului înseamnă simțirea dureroasă a depărtării sale de Dumnezeu și a pierderii harului din pricina păcătoșeniei sale. Profundă este definiția pe care o dă Dostoievski prin gura starețului Zosima iadului. Ce este iadul? Este suferința de a nu mai putea să iubești. Sau cum în asta, anerastia, suferința de a nu mai putea să iubești. O singură dată ne este hărăzită o clipă de iubire sârguincioasă, vie. Și totuși sufletul cel fericit a lepădat de la sine neasemănitul dar, pe care nu a știut să-l prețuiască cum se cuvine, luându-l în râs și nu s-a învrencit pe nimeni să-l iubească, ci a rămas nesimțitor. Și când va veni ceasul să părăsească lumea aceasta, durerea va fi cumplită. Raiul nu este refuzat de Dumnezeu, ci el singur se va vedea silit să-l refuze, pentru că el a nesocotit dragostea. Iar acolo ar trebui să stea alături de cei care s-au îmbrăncit să iubească. Iadul este oare flacără mistuitoare în sens fizic? Și părintele răspunde, părintele Zosimă, nu încerc a pătrunde taina aceasta de care mă tem. Dar mă gândesc că dacă ar fi cu adevărat așa, păcătoșii cu drept cuvânt s-ar bucura, căci suferința pe care ar încerca-o cu simțurile i-ar face să uite, fie măcar pentru o clipă, suferința morală care este mult mai înfricoșătoare. Pentru că ea îi mistuie din lăuntru. În iad, flăcările iubirii dumnezeiești, foarte interesant, și acest lucru este promovat, este și Sfântul Siloan Atonitul și Sfântul Sofronie Saharov. Foarte interesant, spune așa, în iad, flăcările iubirii dumnezeiești îi vor arde pe cei păcătoși, dar nu în chip material, ci în chip duhovnicesc, spiritual. Respingerea chemării lui Dumnezeu de a trăi și a iubi înseamnă respingerea sensului unic al existenței. Pentru că ucenicul părintelui Sofronie Saharov, părintele Simeon, care a trecut și el la Domnul, a fost ucenic la Essex, la Sfântul Ioan Botezătorul, la un moment dat dă acest răspuns. De ce iadul este veșnic? Zice, pentru că iubirea lui Dumnezeu este veșnică. Iubirea lui Dumnezeu este veșnică, dar pentru cei care nu, și spune el, închipuiți-vă ziua în amiaza mare, soarele luminând și încălzind, dar mai ales luminând, iar tu, orb fiind, nu poți să te bucuri de razele soarelui. Deci, frământarea celui care suferă, neînțelegând cum se poate împăca problema suferinței cu bunătatea și prezența lui Dumnezeu, este lămurită astfel de părintele Zosima. Primește suferința fără să cârtești și inima ta se va îmbuna și vei înțelege că numai tu porți cu adevărat păcatul, de vreme ce, ca unul ce ai rămas neprihănit, aveai îndatorirea să luminezi calea celor rătăciți și nu ai făcut-o. Cel fără de prihană moare, dar lumina lui arde mai departe, iar mântuirea vine întotdeauna după săvârșirea Mântuitorului. Când rămâi singur, roagă-te lui Dumnezeu și cu dragă inimă să te aștepți la pământ și să-L săruți. Iubește pe toți și pe toate și inima ta să fie răpită cu slavă prin rugăciune. Scaldă pământul cu lacrimile bucuriei tale și scumpe să fie lacrimile acestea pentru tine. Apropo de această minunată, zice, chiar dacă moare cel fără, dar lumina lui arde mai departe. Și aș vrea să mai întâi, Dostoievski rămâne pentru noi un scriitor creștin profund. Un scriitor creștin profund și Dumnezeu i-a dăruit acest har, talent, așa scriitoricesc, a fost numit Dante al răsăritului și așa mai departe, dar mai ales trecând și prin deportare, știți foarte bine experiența pe care a avut-o el, el a fost condamnat la moarte. Fiind adept al socialismului utopic, acest episod este descris de un scriitor evreu-austriac, Stefan Zweig, în Orele astrale ale umanității. Acolo descrie acest moment în care Dostoievski este dus la câmpul de execuție împreună cu alți condamnați la moarte
Și descrie Stefan Zweig aici momentul când încerca, adică deținuții încercau să-și dilate existența în această viață pământească, oricum până ajunge carul până la câmpul execuției, după aceea trebuie să ne pună eșarfa la ochi și așa mai departe. Și în momentul în care, mă rog, deja le acoperiseră ochii, atunci a venit ordinul de grațiere și deportarea sa în Siberia. Și avem aici mai multe mărturii, vă dați seama, amintiri din Casa Morților, am citit-o, este extraordinară, în care Dostoevski demonstrează că foarte mulți din justiția umană face și multe victime. E adevărat că ea poate să ajute la un moment dat, adică să societatea aceasta, lumea aceasta să nu devină chiar un iad, dar în același timp face și multe victime, adică mulți nevinovați sunt condamnați și acolo el are această experiență când a citit foarte atent Sfânta Scriptură. E mare lucru când citești într-o anumită stare Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți. Și arată foarte clar justiția aceasta umană, care nu are inspirație de sus, nu încearcă să salveze pe om. Cine își propune să salveze pe om? L-ai aruncat în pușcărie și l-ai terminat. Sunt poate oameni nevinovați, dar nimeni nu se îngrijește de salvarea omului, chipului omului. Nimeni. Și atunci l-am condamnat și arată foarte clar că justiția umană, din păcate, îl depersonalizează pe om, pentru că în loc să stea de vorbă cu el, nu să-l privească față către față, îl transformă în ce? Într-un caz, într-un dosar. E un dosar acolo și analizăm dosarul, dar fără să privim prea mult la fața omului. Deci, cel fără de primire moare, dar lumina lui arde mai departe. Stăteam și mă gândeam, acum fac o paranteză, pentru că tot l-am pomenit pe Părintele Nicolae Steinhardt și vă invit duminica viitoare, pe 18, avem o seară dedicată Părintelui Nicolae Steinhardt, ea se numește Taina Libertății, susținută conferința de domnul profesor George Ardeleanu, care are și doctoratul pe asta, este cel mai bun specialist în Nicolae Steinhardt, spunea că de 3 ani lucrează la corespondența Părintelui Nicolae Steinhardt. Vreau să spun un lucru care m-a uimit, apropo de cel care, fără de prihană, care a ajuns la această neprihănire, lucrează și după moarte. Am o fică duhovnicească, Roxana, care este din Hârlău, deloc, de la părinte Dimitrie Bejan, și care s-a căsătorit cu un spaniol și eu am întrebat-o, bine, dar până la așa, n-ai găsit și tu un ortodox, la care ea mi-a spus, părinte, să știți că s-a convertit. Și eu am admirat-o și zic, frumos, înseamnă că ești tare dacă l-ai convertit la ortodoxie, că s-a botezat la o mănăstire din România. Și zic, nu, părinte, eu n-am făcut nimic. Dar cine a făcut? Păi părintele Nicolae Steinhardt. Cum? Păi Jurnalul Fericirii, care a fost tradus în 19 limbi, a fost tradus și în limba spaniolă. Și după ce a citit Jurnalul Fericirii, atunci s-a convertit la ortodox și s-a botezat. Deci vă dați seama, peste timp cum lucrează, fie că lucrează prin opera, prin lucrarea rea, și atunci știi cum mai este undeva, nu știu, un pateric, se spune că s-au adăugat unui suflet mai multe chinuri, pentru că lucrările lor, cum ar fi mari ideologi, așa, care au produs sute de milioane de victime, acolo se adaugă chinuri pentru că vedeți în timp lucrările noastre sau ceea ce am făcut noi în viață și ele aduc fie binele, fie produc suferință. Deci, iubirea pentru toți și pentru toate. Adică, pentru oameni, dar și pentru întreaga făptură. Chiar și pentru un firicel de iarbă. Și conștientizarea că vinovat pentru răul din lume ești în primul rând tu. Este asemenea rugăciunii dinaintea Sfintei Împărtășanii care spune: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcători, între care cel din tâi sunt eu. Iubind fătura lui Dumnezeu, vei suferi pentru ea, făcându-te asemenea lui Hristos. Acum, vreau să vă spun, am asistat când eram la Tesalonic, la o teză de doctorat susținut de un american,
despre teologia Sfântului Siloan Atonitul. Și atunci am înțeles și eu, foarte frumoasă lucrarea de doctorat, pentru că la un moment dat Sfântul Siloan ne spune, chiar și când treci prin pădure, și ai, cum eram eu mititel, aveam un cosorel din ana și dădeam așa, tăiam anapoda, ramuri sau iarbă fără nicio asta, asta e un păcat. Asta e un păcat. E adevărat că firea aceasta ne hrănim din ea și așa mai departe, dar spune, întotdeauna trebuie să avem discernământ, adică să avem și această sensibilitate pentru natură, pentru firea. Și atunci am înțeles și eu acest lucru mai bine. Iubim făptura lui Dumnezeu, deci vei suferi pentru ea făcându-te asemenea lui Hristos. Și iarăși, iubind omul, nu-l vei mai învinovăți și vei recunoaște că vinovat pentru păcatul lui ești și tu. Dacă ai fi luminat așa cum se cădea, lumina ta l-ar fi oprit pe acel sărman om de la păcat. Făcând aceasta, vei aduce raiul lui Dumnezeu pe un colțișor din acest pământ îmbibat de păcat și de suferință. Lumea nu poate fi schimbată. Ca să ajungi să prefaci lumea, trebuie mai întâi ca sufletul omenesc să se schimbe. Raiul se lășluiește în adâncul sufletului fiecăruia dintre noi, spune Dostoievski prin gura oaspetului de taină, starețul Zosima. Și Paul Evdokimov spune, Dostoievski a căutat toată viața lui cu pasiune să-l descifreze pe om și la sfârșit el a știut să citească în om numele lui Hristos. A coborât în infernul acestei lumi și a căutat și l-a întâlnit acolo pe Hristos. În cruce el a simțit scara lui Iacob pe care coboară la întâlnirea cu omul îngerii și domnul îngerilor. Deci, vedem că, iată cât de important este în spiritualitatea răsăriteană, cât de importantă este în spiritualitatea răsăriteană, această prezență și această lucrare a Părintelui Duhovnicesc, care nu neapărat este un erudit, ci vorba părintelui Rafael Noica, cea mai mare minune pe care o lucrează Dumnezeu este mântuirea păcătoșilor prin păcătoși. Aceasta este cea mai mare minune și pentru că lucrarea îi aparține prin excelență lui Dumnezeu. Mai am câteva lucruri. Mai avem timp? Da. Elemente și structuri filocalice în opera lui Dostoievski. Prin romanele sale, Dostoievski se arată a fi nu doar un iubitor de frumos, filocalos, ci mai ales un cultivator de frumos, exprimând în chip providențial sensul târziu ortodox al cuvântului filocaleo, anume acela de a te nevoi, a depune efort, de a lucra în vederea împlinirii sau restabilirii frumosului și a binelui, în sens existent și în orizontul. Deci, în acest sens, Dostoievski anunță profetic prin Prințul Mâșkin, este celebra expresie pe care o iau și artiștii și toți, frumusețea va salva lumea. O să revenim asupra, de fapt încheiem cu această frumusețe va salva lumea. De ce? Pentru că romanele sale caută să arate dincolo de suprafața facilă și urâtă de multe ori a lucrurilor, fundamentul spiritual care ține întreaga lume. Într-o scrisoare din 1868 adresată surorii și cumnatului său, aducând în discuție idealul frumuseții la care visează toți artiștii contemporani lui, el spune: există în lume un singur chip de o absolută frumusețe, Hristos. Această figură, acest chip de o infinită frumusețe este fără nicio îndoială o infinită minune. Întreaga Evanghelie după Ioan este animată de această învățătură. Ioan vedea minunea întrupării, apariția văzută a frumosului. De asemenea, ținând cont de învățătura bisericii, învățătura ortodoxă, trebuie să spunem că această doctrină religioasă a lui Dostoievski, transpusă în mod special prin intermediul starețului Zosima, culminează prin spațiul generos dedicat iubirii față de aproapele, așa cum
vă spuneam mai înainte, în general și al iubirii vrășmașilor, în mod special, ambele învăluite într-o autentică smerenie. Ființa umană, fiind creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este chemată la o iubire atot cuprinzătoare. Chemarea pe care Dumnezeu i-o adresează omului încă din actul creației este să ajungă Hristofor, purtător de Hristos. Iar la această stare nu se poate ajunge decât prin iubire, indiferent de greutățile care nu mai pot avea, asupra creștinului decât un caracter strict tranzitoriu. Mântuitorul Hristos a demonstrat prin înviere că iubirea este mai tare decât moartea. Astfel putem înțelege că numai iubind paradisiac și sincer, nu întâmplător, omul poate ieși din captivitatea unei morți duhovnicești spirituale și va putea accede spre o altă dimensiune a existenței învăluită în mister numită Împărăția Cerurilor. Și dau iarăși un citat din frații Karamazov. Fraților, să nu vă temeți de păcatul oamenilor. Iubiți-l pe om și în păcatul lui, pentru că această iubire se aseamănă cu iubirea lui Dumnezeu și este o formă de iubire superioară a celor care trăiesc pe pământ. Iubiți toată creația lui Dumnezeu, toate firele de nisip împreună și fiecare în parte. Iubiți fiecare frunzuliță și fiecare rază de soare ce vă este trimisă de Dumnezeu. Iubiți necuvântătoarele, iubiți plantele, iubiți orice lucru. Dacă veți iubi fiecare lucru și fiecare ființă, ce aparține creației sale, veți pătrunde taina lui Dumnezeu în toate acestea. Veți primi-o cândva și voi și după aceea veți începe să o cunoașteți neobosit în fiecare zi, tot mai mult și mai mult. Unele gânduri te pun în mare încurcătură, mai ales când vezi păcatele unor oameni și te întreb cum e mai bine. Să-l conving eu cu deasila sau cu smerenie și cu iubire? Cu toate acestea, hotărârea ta va trebui să rămână aceeași mereu. Îl voi lămuri prin smerenie și prin iubire. Să te hotărești odată pentru totdeauna să convingi numai în felul acesta și vei ajunge să cucerești toată lumea. Dragostea smerită este o putere uriașă, cea mai mare, cum nu este alta pe pământ. În fiecare zi și în fiecare oră, în fiecare clipă ia aminte la tine, cercetează-te. Caută să ai măsura în toate. Frații mei, dragostea este cea care ne învață cum să trăim. Însă mai întâi trebuie să știm cum să ne facem iubiți și cum să iubim, fiindcă nu este deloc ușor acest lucru. Iubirea are un preț deosebit. Este nevoie de o nevoință îndelungată și de mult timp ca să înțelegi acest lucru, fiindcă trebuie să ajungi să iubești nu doar întâmplător și pentru o singură clipă, ci pentru toată viața. Întâmplător, fiecare dintre noi ar putea să iubească chiar și un criminal. Crezul lui Dostoevski are în centrul său așadar dragostea cea smerită, ritmată de o libertate spirituală, fără de care aspirațiile omului spre veșnicie devin o iluzie. Dostoevski are are convingerea că omul devine cu adevărat om doar prin manifestarea iubirii față de Dumnezeu și de aproapele. Împropriindu-și binele și fapta bună, acestea devenind mediul de manifestare a sensurilor dumnezeiești existente în om. Iubirea smerită este singura care poate anihila cu adevărat răul din lume, fiind singura cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu și făptura Lui. Cunoaștere care îl aduce pe om în ipostază de a contempla realitatea conform firescului sădit de Dumnezeu în ea la creație. Din această iubire se naște în viziunea starețului Zosima, puternică ancorată în Duhul filocalic, exprimat de tradiția paternității duhovnicești, responsabilitatea față de întreaga creație a lui Dumnezeu. Printre rânduri răsună mesajul de îmbărbătare și responsabilitate a Sfântului Apostol Pavel, că știm că toată făptura împreună suspină și împreună are dureri până acum, așteptând înfierea și libertatea fiilor lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, 21-23. Omul nu se poate salva singur, ci împreună cu alții și pentru alții, iar personajele lui Dostoevski o arată cu asupra măsură. La Dostoevski, iubirea, ca de altfel toate temele sale majore, este într-o permanentă relație cu suferința. Omul nu-și poate manifesta iubirea, fie către Dumnezeu sau aproapele, fără o asumare a suferinței și o milă față de întreaga creație. Iubirea asumată prin acceptarea suferinței pentru celălalt este descrisă admirabil în paginile Filocaliei de Sfântul Isaac Sirul, din care, mă rog, Dostoevski s-a inspirat,
Și vom reda un fragment mai lung din Sfântul Isaac Sirul pentru a înțelege felul în care Dostoevski a preluat și a adaptat în același duc scrierile filocarice. Și ce este inima plină de milă? Și a zis, arderea inimii pentru toată zidirea, pentru oameni, pentru păsări, pentru dobitoace, pentru diavol și pentru toată făptura. În acest caz, Sfântul Isaac Sirul este printre puținii care vorbesc că trebuie să-ți fie milă și de cel biclan. Acum, nu toți părinții sunt pe aceeași linie, dar aici, din milă multă și apăsătoare ce stăpânește inima și din stăruință, inima se micșorează și nu mai poate răbda să auzi sau vedea vreo vătămare sau vreo întristare cât de mică evită în vreo zidire. Și pentru aceasta aduce rugăciunea cu lacrimi în tot ceasul, și pentru cele necuvântătoare, și pentru dușmanii adevărului, și pentru cei ce-l vatămă pe el, ca să fie păziți și iertați. La fel și pentru firea celor care se tărăsc pe pământ. O face aceasta de multa milostivire ce se mișcă în inima lui fără măsură după asemănarea lui Dumnezeu. Deci, asemănările, vedeți, sunt evidente și nu au nevoie de comentarii. Cunoașterea aceasta mijlocită de iubire îl face pe om să înțeleagă nu doar lumea înconjurătoare, ci inclusiv pe sine și rostul său de a se face în toate asemenea lui Dumnezeu. Iar aceasta presupune în primul rând un curaj. De fapt, este vorba aici, vedeți, despre o ieșire. Este o ieșire. Așa cum Dumnezeu, prin iubire, iese din în afară, adică prin creație, providență, răscumpărare și apoi transfigurare, la fel și omul trebuie să iasă din sine. Și aceasta, deci, ca făptura lui Dumnezeu, solidar în lupta împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Și referindu-se la acest aspect, comentează Vladimir Soloviov despre Dostoevski, Dostoevski osândește căutarea unui ideal abstract și arbitrar și îi opune idealul religios al poporului care se întemeiază pe credința în Hristos. Întoarcerea la această credință este singura soluție, atât pentru Raskolnikov, cât și pentru societatea omenească posedată de demoni. Singură credința în Hristos, vie în popor, conține acel ideal pozitiv al societății omenești în care orice personalitate se știe solidară cu toate celelalte personalități. Revenind la tema iubirii și a suferinței, merită reamintit îndemnul starețului Zosima referitor la iubirea smerită. La Dostoevski, eroul iubirii universale trebuie să fie cu orice preț eroul umilinței creștine, asemenea prințului Mâșkin din romanul Idiot. De altfel, expresia aceea, frumusețea va salva lumea, este atribuită prințului Mâșkin din Idiotul. Smerenia reală, de multe ori însoțită de ridicol, umilință și simplitate, are forța de a dezarma orice fel de ripost. Nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt, ne învață Mântuitorul în Evanghelie. Așa cum arată romanul Idiotul, smerenia este cea mai teribilă putere din lume. Pusă la îndemâna omului de Dumnezeu, prin ea omul curățindu-și inima, așa cum amintește același Sfânt Isaac Sirul din care se inspiră Dostoevski. Și iar așa a fost întrebat, cum poate dobândi cineva smerenia? Și a zis, prin neîncetata pomenire a greșelilor sale și prin conștiința apropierii de moarte, prin îmbrăcăminte sărăcăcioasă, prin alegerea locului din urmă în fiecare clipă și prin alergarea la faptele cele mai înjosite și mai de ocară în orice lucru, prin a fi totdeauna ascultător, prin tăcerea neîncetată, prin neiubirea de întâlniri în adunări și prin voința de a fi necunoscut și neluat în seamă, prin a nu ține la vreun lucru după regula proprie, prin a urî vorbăria cu multe persoane, prin a nu iubi câștigurile. Și după acestea, prin disprețuirea de către minte a oricărei ocări și învinovățiri din partea vreunui om și a oricărei pismuiri. Acestea nasc smerenia care curățește inima. Iar semnul celor ce au ajuns la desăvârșire este acesta. Vor fi predați de 10 ori pe zi arderii pentru dragostea oamenilor, nu se vor sătura de ei. Ca și în alte locuri,
pasajul de mai sus lasă impresia că Dostoievski își construiește personajele cu filocalia pe genunchi, cum ar veni. Chemat să fie Hristofor, creștinul este chemat să repete actul chenozei, de golire de sine asemenea Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și vă amintiți de textul chenotic de la Filipeni, iar în textul chenotic de la Filipeni, unde se spune s-a smerit pe sine ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce, dar adaugă, pentru aceea și Dumnezeu l-a preamărit și a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume, ca numele lui Hristos tot genunchiul să se plece, al celor cerești, al celor pământești și al celor de desubt. Și atunci, vedeți, în rugăciunea aceasta, isihastă, ceea ce este important, vă spuneam de la început, nu este tehnica psihosomatică. Există, fără îndoială, și această tehnică psihosomatică. Respirația, căutarea părții superioare a inimii, poziția în rugăciunea inimii, armonizarea dintre respirație și bătăile inimii și rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, inspirația și apoi expirația, miluiește-mă pe mine sau miluiește-mă pe mine păcătosul. Dar dincolo de toate, vedeți, ceea ce este important, pentru că a existat, după cum vă amintiți, mă rog, dumneavoastră erați, poate nu v-ați născut imediat după Revoluție, mi-amintesc că a invadat piața orientalismul, literatura ezoterică și yoga creștină, e o nebunie. De ce? Pentru că nu este vorba aici despre tehnică, despre o metodă, metodă psihosomatică. Aici este vorba despre altceva. Este o deosebire esențială între o mantră, care înseamnă repetarea unei formule la infinit și care prin verbalizare ar aduce o anumită stare, și rugăciunea lui Iisus, care este o rugăciune personală de comuniune cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin care avem toată taina credinței. Pentru că El este Doamne, este Domn, și stăpân al vieții noastre, este Iisus, așa cum l-a numit Îngerul, este Hristos și prin Hristos avem această misiune a Lui de Mesia, de Mântuitor al lumii, așa, este Fiul lui Dumnezeu și aici Tatăl este Cel care este pomenit și în același timp noi nu-L putem numi stăpân al vieții noastre decât în Duhul Sfânt. Nimeni nu poate numi Domn pe Mântuitorul Iisus Hristos decât în Duhul Sfânt. Deci, dragilor, aș vrea totuși să vă mai dau câteva, apropo de ce spunea colegul dumneavoastră despre această legenda Marelui Inchizitor din frații Karamazov. Nu mă pot abține să nu fac referire la aceasta. De ce? Pentru că este actuală. Este actuală. Noi, ca de altfel din perioada modernistă, trăim această, mă rog, această ispită inchizitorială. Întotdeauna există ca în Marele Inchizitor cineva care spune, ce le-ai dat? Știți, întâlnirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Marele Inchizitor, care era bătrân. Și spune, ce le-ai dat? Ăștia sunt proști. Le-ai dat libertate? Păi ăștia nu știu ce să facă cu libertatea. Noi le-am luat libertatea și le-am dat ceea ce vor. Adică, pâine, ei vor, ăștia sunt robi. Așa, deci cultivați-le mentalitatea de rob. Și de aceea vedem că reflexul este același ideologic. Fie că vorbim de comunism, fie că vorbim de globalism, sunt alții care gândesc în locul nostru. Sunt alții care ne vor mai abitir sănătatea noastră decât vrem noi. Sunt alții care vor să ne fericească cu sila. Asta e Marele Inchizitor, e Marea Inchiziție. Și aici, vedeți, în această legendă a Marelui Inchizitor, vedem două căi opuse. Adică, pe de o parte este puterea aceasta, este calea puterii și cealaltă este calea smereniei lui Hristos. Însă, ceea ce aș vrea să spun este faptul că, vedeți, și aici Dostoievski amintește acest lucru. Dostoievski, de fapt, s-a născut când murea cine? Napoleon. În 1821. Foarte interesant. Și este interesant faptul că Petru cel Mare, nu? Marele reformator al Rusiei, și Napoleon sunt simboluri ale măreției și slavii, dar ele vor intra în legendele populare rusești ca antichriști. Trebuie să spunem că în legenda Marelui Inchizitor se pune această problemă și anume
Dumnezeu, vedeți, este văzut de unii ca cel care pedepsește de cele mai multe ori. Și de aceea sunt unii care ridică pumnul înainte, la Dumnezeu, însă spune Dostoievski, ce înseamnă această logică când, precum Ivan Karamazov, bă, o fi Dumnezeu, dar nu îl interesează de lumea asta, zice, acesta este modul în care îl vede pe Dumnezeu cel care gândește cu logica satanică. Deci modul în care îl vede pe Dumnezeu cel care gândește cu logica satanică. Și ceea ce se întâmplă astăzi, în această inchiziție, pentru că trăim această inchiziție, nu ne ferim să spunem acest lucru, când te fericește cineva cu forța, frate, noi am trăit în comunism, eu am prins o parte din comunism. E groaznic. Și vedem că această logică diabolică este perpetuată și atunci trăim, dragii mei, trăim astăzi cel mai cumplit război împotriva distrugerii naturii umane. Să țineți minte acest lucru. Trăim cel mai cumplit război dus pentru distrugerea naturii umane. Totul se volatilizează, nu mai există așa, la un moment dat noi trebuie să declarăm ceea ce ne închipuim noi că suntem, deci trăim în imaginar și trăim în ceea ce spune profetic Părintele Arsenie la Casuela Drăgănescu, la un moment dat în Baloane Diavolului, este o replică extraordinară, spune, știți ce spune? Nu vă mai trebuie minte că vă teleghidăm noi la toate nebuniile. Iar ceea ce trăim noi astăzi, deci ce trăim astăzi? Noi, în loc să înțelegem că, totuși, așa cum spune și starețul Zosima, vedeți că lumea aceasta pare supusă numai demonului, dar nu, în lumea aceasta Dumnezeu este cel care stăpânește totul prin harul său. Și Dumnezeu este stăpânul vieții și al morții. El dă numai viață, nu și moarte sau foamete, potop sau orbire. Și, comentând pe Dostoievski, un profesor pe care l-am avut eu și îl citez acum, spune așa, trăim dorința de stăpânire a trufașilor, adică a maniacilor după putere, care creează lumi de coșmar, așa cum le descriu, spre exemplu, Kafka, Huxley și Orwell. Nu? Minunata lume nouă, întoarce în minunata lume nouă, ferma animalelor, anul 1984 de Orwell. De multe ori, politica puterii, oarbă și pătimașă pentru multe și mărunte interese, ruinează totul în jur, așa cum giganții mitologiei sfărâmau munți peste munți. În zilele noastre, cu ajutorul tehnicii, apropo de inchiziție și organizării complexe a sistemelor de urmărire și de război, răul se petrece în continuu și tot mai mult în chip nevăzut, ceea ce înseamnă că este cu mult mai satanic. Cu cât răul devine mai nevăzut, cu atât el se amplifică sau, mai bine zis, devine din ce în ce mai satanic până la maximum. Acest comportament defăimător și trufaș se întrepătrunde cu patima stăpânirii și a lăcomiei. Lăcomia, ca patimă distrugătoare, răstoarnă uneori chiar și cele mai înalte idei. Suntem în stare să depășim presiunile, durerile și suferințele, însă ne lăsăm foarte ușor amăgiți de ispite. De aceea, patima iubirii de putere este cea mai abisală și mai tăioasă. Deci băieții ăștia care simt un pic de putere, deși până la urmă și ei sunt victime, n-au nicio treabă. Ei habar n-au, nu înțeleg ce înseamnă a avea putere. Ea îi hrănește sau mai bine zis îl îmbuibă pe trufaș și pe lacum. Puterea sau setea de stăpânire oferă posibilitatea lejeră ca cineva să stingă sau să aibă senzația falsă că stinge setea de recunoaștere și posesiune. Deci sunt, vedeți, foarte mulți îngrijorați, domnule, suntem cam mulți, uite, sunt teorii maltusiene, mai sunt teorii acestea eugeniei, nu? A eutanasiei, sunt bătrâni, acum e la modă ca să mă sacrific. Pentru ce? Te sacrifici pentru ce ideal? Pentru un paradis, de restul, păi ăsta nu există.
Și este vorba despre patima slujirii care se pervertește. Mântuitorul Hristos însuși vorbește despre stăpânire și despre slujire. Și vă amintiți că în genialitatea sa Dostoievski pune problema în legenda Marelui Inchizitor când, Marele Inchizitor îi face un rechizitor și spune, cum? Păi când te-a ispitit diavolul în pustie, trebuia să faci ca el. Nu numai cu pâine va trăi omul. Cum? Pâine, dă-le pâine. Așa, dă-le și circ. De ce nu te-ai aruncat de pe aripa templului? Păi, nu, faci spectacol. Scris este, îngerului săi va porunci și te vor ridica pentru ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Și spune, iarăși scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și atunci, ultima ispită, toate acestea ți le voi da ție. Dacă vei cădea și mi te închipene. Deci diavolul încă nu știa în ce constă stăpânirea Mântuitorului Iisus Hristos. În același timp, starețul Zosima îi poruncește lui Aleoșa ca după moartea sa să lase mănăstirea și să meargă să slujească lumea. Și în ciuda ezitărilor și a mulțimii nesfârșite de greutăți care rezultă din aceasta, Aleoșa face ascultare. Și ascultarea este o faptă de libertate creatoare, deoarece este antidotul neascultării strămoșești. Așadar, ascultarea liberă și creatoare, de după căderea protopărinților, suntem datori să alegem ascultarea, se luptă cu neascultarea trufașă și lacomă a protopărinților. În același timp, trebuie să spunem că un lucru pe care îl analizează Dostoievski este această frică. Această frică pe care noi o resimțim astăzi din plin, așa, mai ales cei care se uită prea mult la televizor, se inoculează frica. Chiar și mulți dintre adversarii satanei și a demonismului acționează având ca mobil frica ce caracterizează pe rob. Cel ce iubește nu se teme de satana și luptă împotriva lui nu numai cu faptele slujirii ale jertfei, numai cu faptele iubirii ale jertfei și ale iubirii de plină. Înainte de a se repodeza și a renaște în apele cuvântului Evangheliei și în iubirea puternică a Soniei, într-un delir pricinuit de febră, Raskolnikov din romanul lui Dostoievski din Crimă și pedeapsă a văzut o mulțime imensă de insecte mici, care erau totuși un fel de ființe raționale sau spirite ciudate, un fel de roboți, dacă vreți, care invadaseră Europa, făcându-i pe oameni incapabili să se înțeleagă între ei și provocându-le o nebunie ucigătoare. Poate fi și profetic. Până la urmă ați văzut, ne-a prezentat acum, cum o cheamă pe roboțica aia care ne-a prezentat-o Andreesca? Sofia, nu? Este extraordinar asta. Deci, este vorba de frica de rob a pedepsei și a iadului. Dar Evanghelia și iubirea Sonii alungă aceste ființe raționale distrugătoare și îi deschid ușa mântuirii. Așadar, vedeți, foarte interesant este că Sonia, care la început era prostituată, totuși Dostoievski, are aceasta ține tot de filocalie. Ține de Evanghelie, femeia păcătoasă care a ajuns la un moment dat, nu, să fie menționată de multe ori. Adevărat vă spun două, iertate sunt păcatele și oriunde se va propovădui Evanghelia, se va aminti despre ea, cum este și Maria Egipteancă. Deci, în ceea ce privește romanele sale, iadul, demonismul și lucrarea satanei, are acel roman Demonii, nu voi insista asupra acestui aspect. Deci, nicăieri nu apare vreun teolog sau vreo teologie care să vorbească despre pedepsele înfricoșătoare ale lui Dumnezeu, despre chinurile inimaginabile din focul iadului și despre închisorile de groază și veșnică întristare. Însă, cei care au analizat opera lui Dostoievski au constatat că eroii lui Dostoievski sunt demonizații cu ideile demonice ale apostaților Europei, care distrug ființa socială a patriei. Nu există nicio problemă în ceea ce privește defăimarea numelui și a dreptății lui Dumnezeu, nici nu sunt enumerate pedepsele dumnezeiești aici pe pământ și după moarte. Mai mult decât atât, foarte interesant, v-am spus, sunt multe definiții ale iadului, zice, în iad, tot la Dostoievski, în iad noi nu vedem fața celuilalt, ci vedem ce? Spatele, ceafa celuilalt. Și aici, apropo de asta, făcând o paralelă cu un scriitor irlandez, James Joyce, care relatează mărturia unei sfinte,
care văzând într-o zi un diavol a simțit o astfel de frică încât din momentul acela ar fi preferat ca toată viața să meargă pe un drum presărat cu cărbune aprinși decât să mai vadă acea ființă înfricoșătoare. Aceste lucruri le spune, le spune și Dostoievski prin Ivan Karamazov. Și bineînțeles se fac mai multe trimiteri în demonii. Problema de fond este următoarea. În Biserica Ortodoxă este cunoscută lupta împotriva a două puteri tiranice care înjosesc mult existența omenească. Cea a fricii de rob, adică simțirea oricărei pedeapse sau iadului, și cea a interesului personal, a egoismului. Și astfel s-au format cele trei tipuri despre care, pe care le întâlnim în Dostoievski, și anume cea a fricii, trei tipuri, iertați-mă, tipul robilor, al lucrătorilor pentru răsplată și al prietenilor sau fiilor liberi a iubirii lui Dumnezeu. Deci, vedem că există această frică a robului care, mă rog, ce spune, vedeți, astăzi, gândiți-vă la ce s-a întâmplat în secolul al XX-lea. Gândiți-vă la ce se întâmplă astăzi. Pentru că există cei care execută tot ceea ce minți diabolice până la un moment să pună la cale, să proiecteze. Marx, mă rog, nu știu cât mai adaugă diavolul acolo la cazanul lui, dar a produs dezastru. Marx, toți acești părinți ai marxismului, gândiți-vă că sunt sute de milioane de morți, de victime. Și la fel există, foarte interesant, diavolul nu face nimic fără puterea noastră, adică el ne cere puterea. Toți, Hitler, Stalin și toți ceilalți, ce au făcut? S-au folosit de puterea pe care de bună voie supușilor au cedat-o. Deci, voi încerca să închei. Creștinismul, așa cum reiese din romanele lui Dostoievski, nu este singura religie, există și altele. Toate propovăduiesc idealuri frumoase, dar aceste idealuri sunt toate în serviciul acestei vieți, se pune întrebarea. Religiile imaginează un cer diferit și separat de pământ. Toată filozofia spune așa, faceți parte dintre cei care cred încă în faptul că viața nu este alcătuită dintr-o singură piesă, că este spartă în două și că există un abis între cele două părți. Uitați că sunt deja 18 secole, spune Dostoievski, și jumătate, 18 secole și jumătate de când acest abis a fost umplut. Religiile promiteau cerul, dar pentru pământ nu puteau face nimic. Dostoievski ridică această problemă și anume, ce ar fi lumea dacă Hristos n-ar fi venit? Și răspunsul lui care este? N-ar fi nimic. Deci, prin urmare, frumusețea poate fi definită drept transformarea materiei prin intermediul întrupării în ea unui principiu superior, supramaterial. Este expresia unei învățături, ori singură rațiune capabilă de a reuni cosmosul este persoana Mântuitorului Hristos. Prin urmare, frumusețea este hristologică. Acesta este răspunsul lui Dostoievski. Iar Hristos întrupat este frumusețea supremă, fiindcă El este strălucirea Tatălui. Cine mă vede pe mine, vede pe Tatăl. Spre exemplu, frumusețea Sfintei Fecioare este cinstită pentru că este cea mai asemănătoare lui Hristos. Și în iconografie, diafanitatea icoanelor înalță mintea de la tip, de la imaginea materială la prototip, Sfântul de reprezentat și până la arhetip, Tatăl, Dumnezeu. Astfel, întreaga natură devine sfântă și frumoasă, cum ne spunea starețul Zosima. Tot ceea ce mă înconjura mi se părea minunat. Arborii, iarba, păsările, pământul, lumina, aerul, totul părea să afirme existența, existența lui Dumnezeu pentru om. Totul mărturisea iubirea lui Dumnezeu pentru om, totul se ruga și cânta slavă lui Dumnezeu. Acest pasaj este din Pelerinul Rus. Spovedanie în Pelerinul Rus. Deci m-am trezit într-o dimineață
Și am văzut în irizările frunzelor, în cântecul păsărilor, mergeți acum în pădure, trebuie să mergeți, să vedeți cât de frumoase sunt tridurile păsărilor. Am fost când? Ieri, alaltă, nu. Când a fost? Cred că duminică am fost, nu mai știu. Da, duminică, pentru că m-am grăbit că trebuia să mă închidă ăștia la 8. Deci, când frumusețea este căutată, făcându-se abstracție de partea spirituală, adică de morală și de adevăr, atunci este vorba de estetism. Nu despre aceasta este vorba în expresia lui Mășchin, frumusețea va salva lumea. Dostoievski afirmă, frumosul este taina în care diavolul luptă cu Dumnezeu și câmpul de bătălie fiind inima oamenilor. În frații Karamazo, auziți, câmpul de bătălie între diavol și Dumnezeu este inima oamenilor. Păcatul este opus frumuseții pentru că el înseamnă individualism, însingurare, fără legătură cu Dumnezeu și cu întreaga creație. Acesta este domeniul întunericului. Lumina este vederea realului. Întunericul este invizibilitatea uneia pentru prin celălalt. Și iată că antologiile de scriere intitulate Filocalia nu sunt deloc consacrate iubirii binelui, atenție, iubirea binelui în sens modern. Bunătate de care este vorba, deci bunătatea luată în sensul vechi și general de frumos, este mai mult decât desăvârșirea morală. Filocalia este iubirea de frumos și de fapt asceza îi formează pe oameni nu buni, ci frumoși. Trăsătura caracteristică a sfinților ascenzi nu este bunătatea, pe care o găsim și la ființele trupești, dar foarte păcătoase. Frumusețea duhovnicească uimitoare a unei personalități este cea care aduce lumina și rămâne inaccesibilă inerției trupești. În acest sens putem afirma că nimic nu este mai frumos decât Mântuitorul Iisus Hristos, singurul fără de păcat. A contempla adevărata frumusețea realității înseamnă a pătrunde până la rădăcinile sale. Atunci se descoperă adevărul său. Pentru creștini, frumusețea nu este un înveliș exterior, ci este forța care pătrunde prin toate straturile ființei. Dumnezeu este frumusețea supremă și în comuniune cu Dumnezeu totul devine minunat. Frumosul este simbolul adevărului. Viața duhovnicească, întrucât iese din mine, își are vatra în mine, este adevărul. Când se vorbește despre misiunea artei, se citează adeseori deci această frază, frumusețea va salva lumea. Și Nicolae Berdeev, care este interpretul lui Dostoievski, are o carte, Filozofia lui Dostoievski, propune această explicație. A transfigura și a regenera în mod real natura umană înseamnă a atinge frumusețea care este și bunătate ontologică. Într-adevăr, atunci când binele se săvârșește în mod real, fără să se marginească la a fi un legalism simbolic, el se identifică cu frumosul. Scopul suprem este frumusețea creaturii, iar nu binele, care în ciuda a toate păstrează amprenta legii. Frumusețea va salva lumea, căci dobândirea frumuseții reprezintă transfigurarea cosmosului, raiul și împărăția lui Dumnezeu. Arta vieții este cea care transformă lumea și creează viața în frumusețe. Deci, aș încheia, mă rog, am un pasaj din Dostoievski mai la tinerețe, așa, când a avut această revelație, auzind, era cu un ateu, un prieten al lui ateu, și a auzit clopotele, și clopotele bisericii chiar de înviere, și a zis, este Dumnezeu, este Dumnezeu, este Dumnezeu. Deci, vedem că Dostoievski rămâne un scriitor și filocalic și fiica sa, Liubova, povestește că pe când le dădea copiilor săi ultima binecuvântare, tatăl său a cerut să se citească parabola fiului rătăcitor. Pe această sinteză evanghelică a destinului oricărui om și a credinței sale luminoase și a l-a rămas bun. Și le-a zis, amintiți-vă totdeauna de iertarea tatălui și de bucuria sa de a ierta. Iubirea lui Dumnezeu nu are nici măsură și nici limite. Amin. Vă mulțumim mult, Părinte, pentru incursiunea aceasta prea cuprinzătoare legată de opera lui Dostoievski. Desigur, nu a fost o expunere exhaustivă, este și imposibil, având în vedere dimensiunile la care opera lui s-a ridicat, dar ne bucurăm că am reușit să
Eu personal am reușit să înțeleg afirmația pe care ne-ați amintit-o chiar la început, a părintelui Dumitru Stăniloae, care regreta că nu avem în literatura română un scriitor care să fie ajuns la talia lui. Am primit câteva întrebări în mediul online, dar înainte de toate aș dori să pun o întrebare personală. Cred că se repetă cumva cu întrebările celorlalți urmăritori. Întrebarea aceasta se leagă cumva de viața scriitorului, dar și de urma pe care a lăsat-o Dostoevski, chiar și în viața părintelui Dumitru Stăniloae. Ați afirmat chiar pe la începutul expunerii că, printre afirmațiile părintelui Zosima, una dintre ele a fost aceasta că, pentru a schimba lumea, trebuie mai întâi să te schimbi pe tine însuți. Această idee este categoric o idee razant filocalică și mi-am dat seama că în viața părintelui Dumitru Stăniloae, atunci când părintele Stăniloae a făcut parte sau s-a dus la întâlnirile mișcării Rugului Aprins, mișcările Rugului Aprins, de fapt, asta prevedeau, să îi schimbe fiecare persoană, mai întâi lumea interioară și apoi să se schimbe și societatea. Vorbim de instaurarea comunismului în România, mișcarea Rugului Aprins a apărut ca un răspuns, pe lângă preocuparea intelectualilor cu privire la viața duhovnicească, a apărut și ca un răspuns la această provocare pe care socialismul o promova, și anume schimbarea lumii din exterior, cum iarăși ați amintit în expunere. Întrebarea mai exact ar fi aceasta. Credeți că astăzi s-ar putea să mergem mai mult pe ideea schimbării de sine, având în vedere amprenta vieții duhovnicești prin paternitatea duhovnicească, adică ar mai fi posibil acest ideal pe care Dostoevski l-a primit și în viața lui, prin întâlnirea directă cu Părintele Stareț, care e Sfântul Ambrozie, de la Optina? Sau putem doar să aspirăm momentan la lecturarea operei părintelui Dumitru Stăniloae, care a tradus Filocalia? Crezi că studenții mai au ocazia să se mai schimbe astăzi? Ce se întâmplă? Eu nu cred că trăim chiar vremurile apocaliptice. Este o etapă, fără îndoială, de încercare. E adevărat, cu mijloace mult mai, așa cum spuneam, v-am spus că acum, din ce în ce mai mult, această lucrare diabolică este mai invizibilă, așa, dar îmbracă, noi suntem, ați văzut, controlați, dar spre binele nostru. Suntem într-o bancă de date și așa mai departe, care este valabilă în iad. Vă spune, domnule, toți sunteți consemnați acolo, aveți profil, aveți cutare, aveți etichete și așa mai departe. Deci trăim o epocă a încercărilor. E adevărat că registru, cadrul s-a schimbat și mai ales ceea ce este îngrijorător este faptul, această dependență care ni s-a creat. Pentru că astăzi omul nu se mai poate dezlipi de telefon, că are acolo tot felul de filme, are știri, are tot. Și vedeți, lucrul acesta, noi am fost pregătiți pentru aceste vremuri, de a fi niște roboții. De ce? Pentru că povesteam și altora, venind cu metrou de la Piața Unirii până în Piața Romană, vedeam în fiecare seară, toată lumea, 98% erau pe telefon. Tuc, 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 imediat, dar nu se privea, domnule, ia să văd și eu ce mai fac, cu cine călătoresc, sau există, trăim o singurătate și mă refer chiar și la cei mai în vârstă, nu mă refer numai la copii. Copiii vor suporta, vor ajunge la, din păcate, la o boală la care poate, mă rog, am ajuns și noi, așa, și anumite demența digitală, cum o numește Manfred Spitzer. Are cartea lui Demența Digitală, care a fost lansată și la, mă rog, de librăria Humanitas, chiar la Ateneu. Da. Deci, el spune foarte clar, fraților, eu nu vreau să vă înspăimânt, dacă vorbesc eu ca popa, ce știe, ăsta e depășit. Dar uite că vorbește un specialist, este un cercetător în neuroștiință, este neuropsihiatru și mare profesor la Universitatea din Ulm, din Germania.
Și spune fratele, și nu vorbește așa, vorbește ca unul care are copii, are vreo 6 copii. Și spune problema foarte clar. Deci, apropo de filocalie, ceea ce m-a uimit și chiar am avut o conferință pe tema aceasta, transfigurarea suferinței în temțile comunității, am rămas uimit. Cum era trăită filocalia în temnițele comuniste? Prin acești mari părinți și mai ales duhovnici mari, dar nu numai. Cum era trăită filocalia de oameni ca Valeriu Gafencu, ca Mircea Vulcănescu, nume prohibite astăzi, dar ei au trăit acest duh filocalic. Păi, dacă citiți Sfântul Închisorilor și mărturile lui Virgil Maxim și toate celelalte, rămâneți uimiți de vederea luminii dumnezeiești necreate. Sau la Părintele Nicolae Steinhardt, o să vorbim duminica viitoare. Vederea luminii dumnezeiești necreată, gherla martie 1963. Este uimitor. Părintele Gherasimiscu, Părintele Mihai Lungeanu, au trăit această filocalie și noi nu avem altă soluție decât aceasta. Și Steinhardt, Părintele Steinhardt, spune foarte clar: pentru a ieși dintr-o gim concentraționar. Și nu este neapărat nevoie să fie doar un lagăr, o închisoare. Spune că noțiunea se poate extinde la nivelul unei țări, la nivelul unui continent sau la nivelul întregii lumi, cum suntem noi acum. Că principalul argument al celor care vor să ne primească, băi, dar la nivel mondial, măi, ne-a luat gaia, s-a terminat. Și atunci, singura soluție care este? Soluția mistică a credinței. Hristos n-a plecat din lume. Și în același timp, suferința noastră este mântuitoare. Trebuie să înțelegem un lucru esențial. Și anume faptul că nu avem viață de probă, că pentru voi, dar și pentru mine cât mai am de trăit, cât o îngăduit Dumnezeu, nu avem viață de probă. Asta e. Viața în care noi ne dobândim mântuirea și sensul pentru care ne-am născut. Noima dumnezeiască a vieții noastre. Și acum mă întreb, apropo de studenții teologi, cei care, și aici nu vreau să, Doamne ferește, să fac o comparație, dar noi am dat, cum să vă spun, am dat examenele online, le-am dat și, ce să le dau, oral, vreau să vă spun că suntem, ne furăm căciul la unii altora, adică ce, că ori suflă, ori nu știu ce, deci e foarte greu. Și atunci le-am dat un eseu să văd cum gândesc. Unii au luat de pe net tot, au... Așa, alții au încercat să gândească, e adevărat că, și trebuie să vă spun acest lucru și nu vreau să vă întristez, așa că cei care au prins educația aceea clasică, pentru că noi avem studenți și avem mari satisfacții, studenți care au mai făcut o facultate, două, și care fac teologia nu pentru a se hirotoni sau nu știu ce diplomă, fac teologia, cum spun latinii, pro amordei, din dragoste față de Dumnezeu, pentru că ei vor, într-adevăr, să dobândească starea aceasta. Deci, lipsește starea. Lipsește starea filocalică. Părinte Rafael, noi că a tras acest semnal de alarmă, noi nu suntem, din păcate, așezați în noi înșine. Nu avem această trezvie. Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, tocmai lucrul acesta ne l-a arătat. Fraților, și mirenii pot să se îndelenicească cu rugăciunea permanentă, adică starea de trezvie. Și mirenii. Și spune, sunt unii dintre noi care sunt un pic, nu știu, puritani. Sau, a, ce? Eu sunt păcătos, vai de cap, cum să mă apuc eu de rugăciune? Și spune Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, spune așa: între cei care își aduc argumente că sunt, mă rog, eu sunt păcătos, n-am cum să fac, și între cei care îndrăznesc să facă, este o mare deosebire. Deci îndrăzniți, pentru că rugăciunea aceasta permanentă, permanenta trezvii, este posibilă, este în puterea noastră, în orice clipă și în orice moment. Și filocalia, așa cum ați văzut, că Părintele Stăniloae, vă dați seama, de ce l-a înțeles mai bine pe Dostoievski? Păi a trecut și el prin pușcărie. A trecut 5 ani și acolo a mărturisit că niciodată până atunci n-a avut rugăciunea inimii ca stare permanentă. Bine, n-a spus-o public, dar a mărturisit-o în cercul apropiaților, a mărturisit că a avut această rugăciune. Pentru că acolo ori te predai de prin voie lui Dumnezeu și lucrării lui, și Dumnezeu face minuni cu tine,
Și atunci te întreb, bă, frate, eu sunt cel care am trecut prin asemenea suplicii? Bă, parcă nu. Așa. Și când este întrebat, bine, dar cum îți explici? Păi, Dumnezeu. Deci, revenind la studenții teologi, eu cred că există această putere de regenerare, că Harul Dumnezeu lucrează. Eu v-aș îndemna, spre exemplu, mai ales în aceste vremuri, mai multă spovedanie, mai multă împărtășanie, adică deasă împărtășanie ritmică, cum vreți să spuneți, că sunt unii dintre preoți care, a, ce, la 40 de zile, nu există nicăieri. Citiți-l pe Sfântul Nicodim Aghiuritu, este un dosar întreg pe care Părintele Ica Junior l-a publicat. Apropo de, pentru că la Sfânta Liturghie noi devenim, cum eram noi la țară, ne spovedeam și ne împărtășeam de Crăciun și de Paște. Sau când era postul Sfântă Mărie uneori. Dar liturghia pentru cine să face? Noi suntem preoții și credincioși și suntem împreună slujitori. Deci cred eu că, da, studenții au această, cum să spun, dispoziție pentru filocalie și aș vrea să vă dau câteva exemple. Deci vorbesc concret. Am, mă rog, între studenți, judecători, avocați, fraților, știți în ce ritm? Am un judecător care a citit pe Sfântul, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, a luat toate cărțile și a zis, părinte, nu mă mai pot sătura. Apoi l-a luat pe... Da, deci are o sete. De ce? Pentru că zice, eu sunt la... Vă dați seama că el este pe penal, pe omoruri, pe toate chestiile astea. Chiar a fost, îmi spunea că a fost, știți, o femeie care a fost tăiată și băgată într-un geamantan, mi-au dat foc și, mă rog, și zice, părinte, vă dați seama prin ce trec eu. Dom'le, când prinde un Sfânt Părinte și asta, nu se mai satură, m-a uimit. Zic, mă frate, n-am citit nici eu cât citești tu acum. Adică e însetat să recupereze. Deci există această sete, această dispoziție, dar pericolul cel mare pe care l-am observat prin eseurile pe care le-am dat la examene este că foarte mulți dintre cei care, mă rog, generațiile care vin și nu vreau să vă fac... Doamne ferește, dumneavoastră sunteți cei care aveți preocupări duhovnicești, nu mai pot să gândească, nu mai pot să articuleze. Aceasta este consecința acelei demențe digitale, până la urmă. Nu mai pot să gândească, nu mai pot să articuleze. Toate informațiile se iau după net, gata. Asta ce să mai rețin eu? Acum mă gândeam la o prosteală din asta, fac paranteze. Dom'le, cu GPS-ul. Cu GPS-ul și cu asta. Ești prost. Înainte te orientai, nu știu ce, în spațiu. Vă dați seama că toate facilitățile astea ne duc, de fapt, la o alienare? Da. Deci, răspunsul este da. Oricine vrea, poate să se așeze în duhul filocalic. Poate să atingă isihia, chiar și în vremurile acestea. Având în vedere, cum spunea un părinte de la Athos, domnule, zice... Isihia poate să o aibă mai mult unul care este în aglomerația din Atena, mai mult decât chiar cel care este în Carulia, în Sfântul Munte Athos. Asta ține de dispoziția lăuntrică. Da. Mulțumesc. Întrebare venită de la un profesor de literatură universară și limba și literatura franceză la Facultatea de Litere. Aș dori să vă întreb ce l-a influențat să scrie pe Dostoevski Amintiri din Casa Morților și cum a rezistat să redacteze acest roman. Mărturisesc sincer că l-am citit noaptea într-o călătorie cu autobuzul și încercam să rezist punându-mă în pielea personajelor. Da, este o experiență traumatizantă și vă dați seama, Dumnezeu a îngăduit așa să treacă Dostoevski prin experiența deportării a Siberiei și să constate că justiția asta umană, dacă nu își propune să salveze pe om, și din păcate concluzia lui este că nu își propune să salveze pe om, poate să amelioreze o anumită stare socială, dar justiția legată la ochi, chipurile că ar fi imparțială, de fapt este o justiție impersonală. Oamenii devin niște numere, oamenii devin niște dosare și împărtășesc această frământare. Și eu când am citit Amintiri din Casa Morților, m-a marcat extraordinar, pentru că Dostoevski coboară în abisul acela în care s-ar părea că nu mai există nicio scăpare.
Adică și pune mereu această problemă, Doamne, uite, sunt oameni nevinovați care suferă și așa mai departe. Dar răspunsul fără îndoială îl dă tot El. Fie că vorbim de idiotul, fie că vorbim de demonii, de posedații, răspunsul totul El. Singurul răspuns este acesta. Suferă inocenții, pentru că mare inocent Fiul lui Dumnezeu suferă împreună cu ei. Și așa cum spune Părintele Stăniloae în Iisus Hristos sau Restaurarea omului, unde insistă, am citit-o, mi-amintesc, Doamne, prin 1985, tot așa, mi-a dat-o cineva, ediția Princeps, că nu era atunci Iisus Hristos sau Restaurarea omului, și când am aflat, și-a pus Stăniloae problema, Doamne, unde mai e chipul lui Dumnezeu? Ăștia fabrică arme numai ca să distrugă oameni, să distrugă unii pe alții. Chipul acesta de ură, de a fabrica arme pentru a-l distruge pe celălalt. Și Părintele Stăniloae dă un răspuns tot în duhul Filocaliei, în duhul Dostoievski, în fiecare dintre acești nevinovați suferă Marele Inocent Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, răstignit pentru lume, dar și pentru fiecare dintre noi. Da, e foarte greu să amintiri din Casa Morților este asta, dar și eu vă rog să mă credeți, când am citit Idiotul, la ultimele pagini simțeam că nu mai pot. Simțeam că nu mai pot. Adică era așa. De ce? Pentru că e abisal, este foarte greu, dar în același timp el coboară ca nimeni altul în acest abis al făpturii, al ființei umane. Lumea contemporană a lui Dostoievski este mai păcătoasă ca lumea contemporană nouă? Cum considerați că a evoluat ideea de stăreție până astăzi și a păstrat esența sau s-a diluat? Această idee a stărețismului a continuat și avem în secolul al XX-lea, eu chiar predau acest lucru și am propus acest curs, Spiritualitatea Atonită, în care după ce propun cele două modele atonite, și anume Sfântul Grigore Palama și cel care a teologisit cel mai profund isihasmul, experiența vederii Luminii Dumnezeiești necreate, și Sfântul Nicodima Ghioritu, care iată ne-a dăruit și Filocalia, stărețismul a continuat, am avut în secolul al XX-lea două școli latus de o profunzime, este vorba de Sfântul Siluan Atonitul, un stărețins care a fost continuat. Stăreția ce înseamnă? Că doar Sfântul Siluan, știți că a fost econom. Dar experiența lui, vă dați seama, avea 200 de oameni și poate că cineva dintre noi ar zice, păi trebuie să stai în urma lor, să-i pui la treabă. Nu, el întotdeauna era în fruntea lor. Și se ruga și oamenii lucrau mult mai mult decât i-ar fi îndemnat el sau ar fi stat el să-i urmărească pe fiecare ca iscoditor. Deci avem stărețismul prin Sfântul Siluan și prin urmașii lui, pentru că stărețismul nu înseamnă stareț de mănăstire, înseamnă o statură duhovnicească. Cei care nasc o școală duhovnicească. Sfântul Siluan Atonitul și în partea grecească este vorba de Gheron Iosif, care la rândul lui a născut părinți duhovnici, precum Iosif Vatopedinul, și vreo 7 stare din Sfântul Munte Atos sunt pe linia acestei școli. După aceea avem, iată, și noi avem un stareț, așa îndrăznesc să spun, sper să nu se supere, pe linia aceasta a filiației duhovnicești pe Părintele Rafael. Părintele Rafael, care pentru vremele noastre este profetic. Eu recitesc Cultura Duhului, o citesc și o recitesc și îmi dau seama ce dar mare ne-a făcut Dumnezeu prin Părintele Rafael, spre exemplu, și prin alți părinți duhovnicești. Deci eu cred că încă n-a dispărut stărețismul, adică duhovnicii n-au dispărut, chiar dacă ne-au părăsit mari duhovnici pe care i-am cunoscut când eram elev, student, Părintele Cleopa Ilie, pe care l-am cunoscut în 1979, eram elev la seminar, Părintele Paisie Olaru, Părintele Eftere Mihale, Părintele Ioanichie Bălan,
Părintele Iustin Pârvu, care era la Bistrița, pe prea, am petrecut 6 veri în preajma acestor mari duhovnici la Bistrița, apoi Părintele Teofil Păreanu, nu mai spun de Părintele Arsenie Papacioc. Ce minunați! Și eu cred că Dumnezeu dăruiește, pe măsura încercărilor, dăruiește oameni duhovnicești. Deci, nu, stărețismul ca paternitate duhovnicească nu a dispărut, nu va dispărea, dar e adevărat, sunt perioade de criză. Iată câte nume am avut noi în acea perioadă de încercare comunistă. Vă mulțumim pentru prezentarea frumoasă. Ne puteți aminti câteva dintre virtuțile creștine ale prințului Mușkin, al căutător de Dumnezeu și de frumos? Prințul Mușkin este iconizat după chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Deci este iubirea, așa cum am spus, am explicat acest lucru, este iubirea smerită. Și iubirea smerită, de fapt, este neînțeleasă. Este catalogată drept prostie, este ironizată, este, cum să spun, uneori repezită așa cu cinism. Deci, prințul Mușkin, care, mă rog, pare neputincios, este, de fapt, iconizat după chipul Mântuitorului Iisus Hristos, după chipul Inocentului. Și el arată că nevinovații, cum să spun, cei sărași cu Duhul, care de fapt sunt cei smeriți, sunt cei care pot să schimbe lumea asta, pentru că, bine, și Dostoevski face un joc aici, evident, este prințul Mușkin, la un moment dat știți că este îndrăgostit de Nastasia Filipovna, el preferă un alt individ care, mă rog, era un fel de, ca în Luceafărul, era un fel de Cătălin, așa, cu Luceafărul. Ori prințul Mușkin este tipul celui care întrupează frumusețea care va salva lumea, adică frumusețea hristică sau el este prin felul lui de a fi, deși foarte greu, trebuie să avem răbdare ca să străbatem romanul idiotul, este Hristofor, purtător de Hristos. Legat de părintele, de starețul Zosima, starețul Zosima spune că cei nevinovați și copiii vor moșteni împărăția. Starețul face parte din aceste categorii de oameni și, mai exact, care este calea mântuirii pe care a pășit? Da, e bună întrebarea. Da, starețul Zosima face parte din această categorie de oameni, dar amintiți-vă un lucru, un amănunt în Frații Karamazov, când starețul Zosima trece la cele veșnice, ce se întâmplă? Toată lumea se aștepta ca, mă rog, trupul lui să, cum spun greșii, naivodiazi, să răspândească miros de bună mireasmă. Și ce s-a întâmplat? Păi a început să miroase rău de tot, să pută pur și simplu. Și atunci foarte mulți vine Ferapon și spune, a, v-am spus eu, piu! Începe să scuipe și așa mai departe. Dar, de fapt, este dorința starețului Zosima, care nu-și dorea ca această cinstire a lui să fie o cinstire facilă, o cinstire de talia prințesei Hohlakova, care, mă rog, stătea în preajma lui, avea o fată care era bonlavă și abia așteptau imediat. Asta e ceva facil. Ori în momentul în care trupul lui a început să emane un miros foarte urât, încât toți, asta, și atunci, de fapt, este marea încercare. Starețul Zosima este, de fapt, chipul starețului, chipul gherondei, chipul părintelui duhovnicesc care merge până în această, cum să spun, tocmai prin încercarea la care îi supune și pe Aleoșa, pentru că Aleoșa și el poate că a avut o ezitare în momentul în care a văzut cum miros, mă rog, rămășițele pământești ale starețului Zosima. Starețul Zosima, da, este chipul, iconizarea duhovnicului din paternitatea duhovnicească a răsăritului. El este și este creionat, este iconizat după aceasta. Și el este cel care transfigurează spațiul, așa cum am arătat, ați văzut. Veneau la el femei, oameni necăjiți, spune, Doamne, cum să întâlnești tu frumusețea într-o lume care pare murdară, care, da, este.
Este frumusețea, cum spune, cum ne-au învățat cei din temnițele comuniste. Păi cine au învățat ei? Ne-au învățat că n-au intrat în infern. Da, au intrat în infern și Mântuitorul a intrat în infern, dar i-a eliberat. De ce? Pentru că și ei au intrat în infern, dar că se tot spune că Dostoevski este un Dante al răsăritului. Însă în infernul lui Dante era fatal acolo. Lăsați orice speranță voi care intrați aici. Mărturisitorii din închisorile comuniste, mă refer la ai noștri, au intrat acolo și ce au descoperit? L-au descoperit pe Hristos. Steinhardt s-a botezat, după aceea a primit mirungerea și s-a călugărit și a scris Jurnalul Fericirii, părintele Dimitrie Bejan a scris Bucuriile Suferinței, Ioane Anolide și mi-a sesizat chiar o fică duhovnicească, pe lângă Întoarcerea la Hristos, care este minunată, să citiți Deținutul Profet, care, vă spun, dacă o citiți, am citit-o, am recitit și eu, nu o citisem prea atent, dar când mi-a spus această fică duncească de ea, am recitit-o, frate, parcă trăim vremurile pe care le anticipează. El spune despre globalizare, despre asta, deci e înfiorător. Sunt anumiți scriitori, cum este și Dostoevski, care au o dimensiune profetică a operei lor. Au o dimensiune profetică a operei lor. Și Ioane Anolide, precum și alții, au această dimensiune profetică. O întrebare din Crimă și Pedeapsă, legată de Sonia. Dacă legată de Sonia, dacă Sonia reprezintă un model de iubire bun, mai exact, luând model iubirea jertfelnică a Soniei pentru familia sa, în ce măsură iubirea poate să fie deasupra legii și a poruncilor? Da, Sonia este prezentată la început ca o fată ușuratică. Dar iată că, și Dostoevski aici este genial, ea se transformă prin iubire și jertfelnicie integrală, totală, se transformă în îngerul păzitor al lui Raskolnikov, acest, mă rog, tânăr, fără orizont, care la un moment dat ucide, poate și din curiozitate, poate și din, cum spune, ați văzut, Ivan Karamazov primește reproșul de la Smerdeacov. Păi cum, tu l-ai ucis? Nu, tu l-ai ucis. Păi cum l-am ucis eu? Păi n-ai spus tu că dacă Dumnezeu nu există, totul este permis? Și totul este posibil. Și revenind, deci, Sonia, prin iubire și jertfă totală, devine îngerul păzitor, se transformă într-un înger. Asta arată, de fapt, transformarea filocalică sau transformarea evanghelică din păcătos în mărturisitor al lui Hristos. Ea devine un înger. Înger păzitor al lui prin transfigurare și prin iubire, prin jertfelnicie. Avem și două întrebări și cred că vom încheia. Părintele Paisie din Frații Karamazov spune, citesc, după concepția și credința noastră însă, nu biserica este aceea care trebuie să se identifice cu statul, trecând de la o situație inferioară la una superioară, ci statul trebuie să sfârșească prin a se învrednici să ajungă a se confunda cu biserica, să nu mai fie nimic altceva. Amin, amin. Întrebare. Ce părere aveți despre această idee? Cum ar fi ea văzută astăzi de către biserică sau stat? Cred că vorbește despre acea simfonie. Da, simfonia a fost în Bizanț. S-a vorbit despre această simfonie dintre stat și biserică. Acum, știți că și în perioada persecuțiilor romane, din acea perioadă avem o epistolă, epistola către Diognet, în care autorul epistolei ia apărarea creștinilor și spune, Doamne, creștinii nu sunt rebeli. Și veți vedea că nici Dostoevski discută această problemă a Revoluției. Nu este de acord cu Revoluția. Creștinii nu sunt niște rebeli. Și spune așa, da, creștinii sunt cei mai loiali cetățeni ai Imperiului, dar cu condiția să nu li se ceară
să dea cezarului ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu. La ei nu există confuzie. Și mai mult decât atât, spune el, ceea ce este sângele pentru trup, aceia sunt creștinii pentru Imperiu, pentru Imperiul Roman de atunci. Și cred eu că, într-adevăr, biserica este în timp și în contratimp cu statul. Biserica este în timp și în contratimp cu statul. Acum stăteam și mă gândeam, apropo, când puneați întrebarea, nu știu ce mai înseamnă stat, pentru că acum eu nu prea mai văd nici stat, nu mai văd granițe, nu mai văd nimic, ci e așa un fel de sat planetar în care vedem tot ce se întâmplă până la marginea planetei, suntem conectați la toate nenorocirile planetei și așa mai departe, mai ales în perioada aceasta de pandemie. Vedem că, deci, sincer, astăzi nu mai știu ce înseamnă statul, pentru că vedem satul planetar globalist. Asta suntem acum. Și se tinde spre starea de cetățeni ai planetei cu creierul spălat. Când era cu neamul, știți cum era, chiar Măriuca Vulcănescu spunea, domnule, zice, stau și mă gândesc acum, când era neamul meu, ți-l puteai asuma. Deci când era vorba de neam, da, uite, vorba lui Petrețuțea. Am făcut, neamul românesc ne-a făcut cinste că noi am pătimit pentru el în închisori. Și au salvat demnitatea neamului, cum a spus și ăsta, Marius Oprea, dacă ați urmărit la seriile despre Bartolomeu Anania. Că au spus, domnule, acești oameni sunt coloana vertebrală a demnității românești. Dar acum, sincer, este atât de diluat acest stat încât nu știu ce mai înseamnă și mărturisesc nedumerirea, pentru că eu nu pot să-mi asum întreaga planetă. N-am cum. Eu în calitate de creștin. Decât atât, evident că nu mă pun în tensiune, nu sunt neapărat un rebel, dar în același timp mă raportez, cum spunea Alexandru Mironescu, mă raportez cu demnitate, pentru că una este să fii mâncat de lup și asta este să fii mâncat de porci. Deci e o diferență aici. Da, atunci când pur și simplu demnitatea ta este batjocorită, pentru că una dintre condițiile smereniei creștine este demnitatea. Alminteri devine lașitate, devine lingușeală, devine cu totul altceva. Da. Nu știu dacă am răspuns, dar mă rog. Da. Și o întrebare puțin imprecisă. Dacă vă amintiți despre dialogul lui Ivan Karamazov cu ceea ce numește el halucinație, în discuția din seara anterioară procesului. Are un dialog la un moment dat, cred că cu o umbră sau cu un demon. Da, cu demonul. Are o discuție cu demonul, n-aș vrea să intru în detalii aici, dar este, cum să vă spun, discuția lui Ivan Karamazov cu demonul este exact pe filiera aceasta a demonologiei privită dintr-o perspectivă creștină. Și, mă rog, e interesant acest dialog. Din păcate, vorba unui părinte profesor, noi nu avem tratate de... Dar avem în filocalie, totuși, avem, când avem tratate de demonologie, adică cum lucrează cel viclean, însă filocalia și patericul sunt pline de asemenea lupte cu cel viclean. Și cel mai important în această luptă este discernământul duhovnicesc. Avem nevoie de discernământ bun și discernământul nostru este tot Iisus Hristos. Ați văzut cum spunea Sfântul Antonie cel Mare. Chiar îmi spunea un profesor, Dumnezeu să-l odihnească de la Buzon. Hai, Doamne, să fim serioși, chiar așa s-a luptat Sfântul Antonie? Bineînțeles s-a luptat, pentru că numai cel care nu luptă cu duhurile răutății nu știe cât de crâncen este acest război al patimilor. Și ceea ce avem noi nevoie astăzi, și aici îl amintesc pe Soloviov, este discernământul duhovnicesc. Adică noi se întrebăm, domnule, în numele cui fac băieții ăștia ceea ce fac? Că s-ar putea să ne mai dea și, mă rog, niște dulciri, dulcegării și așa mai departe. Da. Deci, cred eu că, așa ca o concluzie, la Dostoievski, foarte interesant, zice, lupta dintre diavol și Dumnezeu se dă unde? În inima omului. Inima. Aici este, de fapt, esența războiului nevăzut. Da. Întrebări ar mai fi, dar Dostoievski este inepuizabil.
Și ne bucurăm totuși că ați împărtășit cu noi din studiul Sfinției voastre, atât cât am putut, cât ne-a permis timpul și spațiul, iată, deși am avut ocazia de a ne întâlni foarte multe persoane astăzi. Mediul online a prilejuit aceasta. Nădăjduiesc ca semințele acestea care au fost puse în sufletul nostru, care sunt deja din altă lume, pe care Dostoevski l-a pus în cultura universală și iată că reușește printr-o atentă privire duhovnicească să ne apropie mai mult și de împărăția cerurilor, să reușească să ne aducă cât mai aproape de a trăi credința cât mai viu, adică această trăire filocalică, dimensiunea filocalică a operei Dostoevski, iată că se concretizează chiar și astăzi și se concretizează prin această trezire duhovnicească și acest discernământ. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Da, vă mulțumesc și eu, rostim rugăciunea, da. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și miluiește pe noi. Doamne ajută, mulțumim mult pentru atenție, pentru participare și pentru răbdare. Și iertați eventualele alunecări greșe. Doamne ajută!